Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la vorba lui Jorge. Sunt foarte fericit că astăzi vom vorbi despre astrologie, numerologie, despre toate lucrurile care vă interesează, pentru că știu că vă interesează. Și uh, sunt foarte fericit să-l reinvit și să-l reprimesc aici pe Valeriu Pănoiu. Uh, astrolog, numerolog, uh, foarte multe titulaturi sau mai sunt și altele. Uh, nu contează acum, contează că dar... că sunt revenit la podcastul la... lui Jorge, la vorba lui Jorge. <laughs> <Bine> <laughs> păi, ai venit? Fac, fac ce fac și ajung la vorba ta, nu la să vorba lui <laughs> ser... Asta e bună asta, vei. să te servesc o figa light sau figa normală? Uh, normal. Normală. Să fie, să fie normală, am înțeles. Ești, Deși normalitatea, știi că ai are intrat mult, în 2024, zimi cum ești în 2024 cu planuri mari pe care de obicei alții le fac <gântu -i> pentru tine pentru, tine, da. pentru mine, da. <gântu -i> Dar cu aplom, cu entuziasm și cu um, o altă dispoziție față de 2023, pentru că o să vezi că în 2024 avem și noi sentimentul că lucrurile mai depind și de noi. Sau că se mai întâmplă prin în voința noastră, nu doar așa ah. cum vrea universul, cum vrea Dumnezeu sau, mă rog, cel întunecat, sau cum vor cei din jurul nostru. Pentru că 2023 a fost un an de vibrație 7, care ne-a forțat să cultivăm acceptarea, smerenia, răbdarea, virtuții creștinești, să Și spunem. Pe pentru noi că... ne-a luat pe sănătate, ne-a Iar Da, iar, iar 2024 este un an care... Um, ne dă mai multă putere personală, mai multă capacitate de a influența lucrurile, de a le face noi să se întâmple și măcar de a ne pune dorințe. Acum e important la început de an să ne dorim, să ne facem o listă. Eu nu prea spun de obicei asta să ne punem dorințe, dar anul ăsta e important să ne punem dorințe pentru că trebuie să conlucrăm cu universul, știi că se spune până la urmă trebuie să lași pe Dumnezeu să decidă El și să spui Doamne facă-se voia Ta. E, dar asta vine la urmă. Da? Deci până la urmă să-L lași pe Dumnezeu și să spui facă-se voia ta. La început trebuie să îți cam exprim și tu intențiile despre ce ai de gând cu viața ta. Așa că e un an în care la început este foarte important să ne setăm acele intenții. Știi că în spiritualitate mm -hmm. se și spune că nu se lucrează de fapt cu dorințele, ci cu intențiile. Așa că trebuie să ne punem intențiile și multe dintre ele vor deveni dorințe care se pot și îndeplini anul acesta. Ia uite ce... Am început ai venit bine, nu? cu vești bune, așa, ai îmi place că am început 2024 așa cu... Lăsăm, știi, vestea bună, vestea proastă, vestea proastă la sfârșit. Nu, nu, nu. Nu, nu există veste proastă pe 2024, nu? Uh, există în o uh, tensiune colectivă care se va resimți, continuă, să spunem, toate manevrele de culise la nivel internațional, jocuri politice, alianțe forțe militare, victime care sunt, se vor, vor, vor fi, din păcate, în diferite părți ale globului, intervenții militare, reacții ostile. Așadar, cadrul general sociopolitic și internațional este unul destul de instabil, destul de exploziv și destul de vulcanic chiar. Să vedem cu un Fiecare, Dar fiecare, dar fiecare stăm, este responsabil pentru alegerile pe care le face pentru ea. Așa că, la nivel individual, fiecare poate să aibă un an fabulos, excepțional, sau... în timp ce, la nivel colectiv, trebuie să învățăm să acceptăm lucrurile care nu depind de noi și pe care nu le putem schimba. Hai să luăm de la, de la început, da? Pentru cei care nu știu încă, dar se uită la acest podcast, că poate uh, le-a trezit curiozitatea numerologia în ultima vreme, sau poate chiar vor să. Iar poate sunt de la 0 și nu știu exact. Cum ne calculăm cifra, care e cifra destinului? Cum calculăm anul 2024? Ia-ne un pic așa de la... Cum numi cifra destinului? Ceea ce de obicei în numerologie se numește vibrația nașterii, adică numărul acela cuprins între 1 și 9, care se obține adunând toate numerele care compun data nașterii. Deci, născut pe 1 ianuarie 1950. Adun 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 0 nu are valoare. Bine, da. oricum adunat ne dă același lucru. Și atunci fiecare are o anumită vibrație a nașterii, da? de la 1 la 9. Și vorbim acum și, de, de și despre acum, 1, despre 2, despre fiecare da, cifră vorbim de... Vom, ce face? Vom aplica o operație care se folosește în mod uzual în numerologie, adunarea simplă, adică la numărul care iese din adunarea tuturor cifrelor care compun data nașterii, vom aduna cifra 8. Pentru că 8 este vibrația generală a lui 2024. 2 plus 2, 4 cu 4, 8. Altfel spus, Putem face și altfel calculul, nu? La ziua ta de naștere îți mai pui un 8 în coadă. Da, deci aduni toate cifrele plus 8. Și astfel vom obține o vibrație pentru anul 2024. Ok, la deci mine cei 12, care au, a, fac, a, a, adică e 11, cum fac Tot 1 2 3. Vibrația nașterii tale este 3, 3, da? Deci practic nu, 11. Vibrația nașterii tale este Da, e 3, da. Este deci 3, 11, este 3 și atunci vei avea un an de vibrație uh, uh, 2 din 11. Da? Deci vom vedea în ce fel anul universal 2024 influențează vibrația nașterii pentru fiecare dintre noi. Cei care au vibrația nașterii 1, deci adunând toate numerele din ziua nașterii, obținem un, un număr format din două cifre, acele două cifre le adunăm încă o dată între ele până când rezultatul este o singură cifră între 1 și 9. Așadar, cei care au vibrația nașterii 1, sau numărul de destin 1, cum ai spus tu, au un an în care se concentrează pe ceea ce trebuie să se termine, nu pe ceea ce trebuie să înceapă. Deși cei cu numărul 1 adoră inițiativa, adoră uh, să se arunce în lupta cea mare, adoră să fie deschizători de drumuri, să exploreze lumea, să plece în aventuri. E, anul acesta uh, stau mai cuminți pentru că le vin din urmă niște uh, um, niște cum să le spunem lecții nerezolvate, niște capitole neîncheiate. Anul acesta, cei cu vibrația nașterii 1 sunt în punctul în care nu pot să înainteze dacă nu îndeplinesc niște condiții. Deci, ei au ceva de finalizat, au ceva de terminat, au un examen de dat, de exemplu. Deci, le lipsește ceva inclusiv în ceea ce privește sănătatea. Nu știu, le lipsesc, habar n-am, câțiva dinți din gură eventual. Deci trebuie să fie foarte atenți la tot ceea ce înseamnă lipsă, carență sau dezechilibru în viața lor. Să încheie capitolul. Da. Ei trebuie să facă lucrurile pe care le-au tot amânat de foarte mult timp. Cum spuneam, apropo de dinți, dacă de 2 ani de zile tot fug de stomatolog, anul acesta cu stomatologul se vor întâlni într-o situație de urgență. Dacă de 2 ani de zile fug de o, sau de 7 ani sau mai mulți ani fug de o confruntare decisivă cu o anumită persoană sau fug de o decizie pe care n-au vrut să o ia de nu știu cât timp și deși, deși, ei știu că este decizia corectă, anul ăsta nu mai pot să nu o ia. Deci atât că ei sunt puși în fața unor evenimente care au un titlu de deznodământ, de închidere, de finalitate, se trage o linie, se face o socoteală. Foarte mulți dintre ei duc un proiect la bun sfârșit. Un bun sfârșit. Poate să fie vorba și despre bani. De exemplu, pot să încheie un credit, pot să achită definitiv un credit, pot să încheie o relație, pot să încheie o colaborare, pot să închidă o firmă sau pur și simplu pot să aibă parte de un punct culminant, adică foarte mulți dintre cei care sunt uh, născuți cu vibrația nașterii 1 au construit corect uh, pe drumul lor uh, în ultimii ani de zile. Și atunci e bine să ne uităm de fapt uh, acum 9 ani de zile, să vedem ce a început cu 9 ani în urmă, ca să vedem ce se încheie anul ăsta. Uh, și atunci pentru mulți dintre ei vine culminația, vine momentul de roade, vine gloria, vine recompensa, de exemplu, unii au început să investească într-o afacere acum ani de zile sau poate chiar acum 9 ani de zile și abia acum, în 2024, afacerea este pregătită să iasă pe un profit pe care îl visau de, de foarte mult timp și pentru că am vorbit despre timp, acesta este un factor foarte important pentru cei născuți cu vibrația 1. În 2024 este timpul. Ce este timpul? Să se întâmple ceva pentru care n-a fost timpul. Poate unii au amânat nunta, a fost pandemie, între timp au schimbat și partenerii și totuși doreau să se căsătorească. Știți că nu e întotdeauna cu cine se dorește, cu cine se nimerește. Nu poți să știi în ce situație. da, fie oare, la Așa. Dar poate în sfârșit se însoară și ei, cum, cum, se spune, se așează la casa lor nativii care au vibrația naștere 1 sau pur și simplu își deplinesc un vis. Dacă de ani de zile voiau să treacă de la garționere la două camere sau de la două, trei camere la casă, s-ar putea întâmpla anul acesta. Deci anul acesta nativii cu vibrația nașterii 1 sunt într-un punct în care își ating cotele uh, maxime. E ca la uh, șofat, apasă pedala de accelerație până la uh, podea, sau merg cu viteza maximă legală, nu să nu fim ilegal. merg cu viteza maximă legală și văd ce se întâmplă. Ori își pierd frânele, ori reușesc să doboare propriile recorduri. Pentru unii, într-adevăr, poate să fie un an de doborât propriile recorduri. Adică interesant. 2024 poate să-i ducă mai departe decât credeau ei vreodată. Dar foarte mulți sunt în această situație, să spunem, de ruptură, de fractură, de uh, finalizare, care nu lasă neapărat un gust tocmai uh, dulce-amărui. Pentru unii va fi un gust amar de dreptul, pentru că unii au mânat, de exemplu, o suferință pe care n-au vrut să o recunoască și anul acesta... Uh, Acea suferință le explodează în față. Un exemplu concret, de pildă, ne gândim la situațiile în care uh, în relația de cuplu sau în căsnicie lucrurile nu mai uh, funcționau și tu credeai că poți să o salvezi, ieși cu vibrația nașterii 1 și, de fapt, anul acesta nu mai poți să salvezi nimic pentru că îți dai seama că partenerul tău era într-o altă relație paralelă de vreo 3 ani. Hmm. Adică s-ar putea să iasă la suprafață tot felul de surprize care să-i constrângă pe nativii cu vibrația 1 să accepte adevărul. Adică ei nu mai au ce să mai facă. Pentru ei vine capătul de linie. Au ajuns la depou. Mai deci departe nu se poate trece. Final. Da. Sună, sună, sună deci, totul final da. așa. Pentru, așa ca o concluzie, per total, pentru nativii cu vibrația 1, fie se ajunge la acest zid, la acest punct dincolo de care ei nu pot să meargă mai departe, deci pe care nu pot să-l depășească și sunt nevoi să găsească o rută alternativă sau să se reorienteze sau să meargă înapoi ca să refacă niște pași pe care i-au evitat, fie punctul final este cea mai înaltă a podiumului. Da? Deci fie se opresc în fața unui zid, fie urcă mai sus decât credeau vreodată. Ce interesant! Trecem la numărul 2? Numărul 2 este un număr... Uh, pentru care anul 2024 promite noi începuturi. Deci nativii care au vibrația nașterii 1, 2, scuze, fie că este 2 pur, fie că este 2 din 11, nu contează aici, ei se află în fața unor decizii legate nu de finalitate, ca la 1, ci de start. Ei sunt la un punct 0, la un T0 ca în fizică. Ei urmează să înceapă ceva, urmează să facă niște demersuri. Este un an spectaculos pentru a deschide ceva, pentru a-și deschide mintea, de exemplu, pentru a se înscrie la niște cursuri, pentru a îmbrățișa niște forme de cunoaștere. Cine știe, poate unii vor vrea să aprofundeze astrologia, numerologia, uh, unii uh, vor vrea să-și deschidă o firmă, alții vor vrea să-și deschidă, nu știu, un magazin în poarta casei. E clar că uh, cei care au vibrația nașterii 2 trebuie să îndrăznească, să își depășească la rândul lor niște limite, care au nevoie însă de foarte mult curaj și lucrurile țin foarte mult de ei. Deci ei trebuie să se mobilizeze și voința trebuie să fie principalul motor al acțiunii, ei trebuie să vrea. Știi că în România, în principal, lucrurile nu funcționează cum trebuie pentru că nu se dorește să se vrea. Dar la cei cu numărul Noastră, 2. Pic, doi, nu mai e numerologia asta. La cei cu vibrația nașterii 2 sau 2 din 11, anul acesta vrea ca ei să poată. Așadar, au tot ce le trebuie. Sunt foarte dotați, sunt foarte pregătiți pentru un nou început. Ce le trebuie celor cu vibrația nașterii 2 este am spus curajul, pe de altă parte e vorba despre uh, entuziasm. Ei trebuie să se entuziasmeze și trebuie să aibă încredere în ei. Uh, poate mulți dintre cei care au vibrația nașterii doi, de pildă, descoperă niște probleme legate de lipsa de stima de sine, de încrederea în propria persoană deficitare. Poate mulți ajung la astrolog, la psiholog, la preot, deci foarte mulți vor căuta să își îmbunătățească încrederea în forțele proprii, să își cultive niște talente, de asta foarte mulți vor merge la cursuri, se vor specializa, își vor lua diplome, vor face studii suplimentare, pentru că știm bine că astea îți dau mai multă încredere în tine, cu excepția perfecționiștilor. Știți știi că la, pentru perfecționiști. vorbim despre o boală incurabilă. Ei oricât ar învăța, vor avea impresia că nu știu destul. Da, nu vorbim despre cazurile. Deci, e bine să vrei să știi mai. să, să ai impresia ba, că mai. Da, mai da, da, se poate da, și mai bine. Da. Întotdeauna se poate și mai bine, dar trebuie să ai încredere că în momentul în care pornești pe un drum, ai tot ce trebuie. Pentru că altfel, dacă pleci de la premisa lipsei și crezi că îți lipsește ceva, ti întotdeauna ză lipsi ceva. Deci, la temelia oricărei acțiuni, nu trebuie niciodată pusă insuficiența. Deci, când crezi că n-ai destul, Niciodată nu o să ai destul. Ideea este să crezi că în momentul acela în care încep, ești suficient, ai tot ce trebuie. Așa și nativii cu vibrația nașterii 2 trebuie să aibă încredere că în acest moment în care ei încep un proiect, fac un demers, nu știu, au o, un moment de uh, revoltă personală sau un moment de zvâc și le vine lor să depună CV-ul pentru un post internațional la Paris. Uh, ei trebuie să creadă că au tot ce. Tot ce este în interiorul lor deja. Știi, că la uh, relația cu mâncarea, e foarte bine să punem pe frigider uh, mesajul acela motivațional. Când vrei să deschizi frigiderul noaptea, știi să scrii pe un bilețel uh, și să-l postezi pe frigider uh, tot ce ai nevoie e deja în tine. <laughs> 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 da. Da. Nu, nu ai nevoie de nimic mai mult. Deci ei. Continuă această, cei cu vibrația 2, continuă această uh, cultivare sau rafinare a talentelor și calităților, numai că ei trebuie să înțeleagă că sunt într-un proces și că fiecare pas al acestui proces, uh, sau că pen, pentru fiecare pas al acestui proces, ei deja sunt pregătiți. Deci trebuie să se lanseze. este asta e, ar fi minunat pentru toți. Da, dar nu toți sunt anul în 2024, un da. în momentul în care să le iasă ceva ce încep. Deci ei trebuie să se lanseze pe orbit. E este anul decolării o... pentru, do... pentru cei cu doi în mm, 2024. Bine sună asta. Este anul în care ei trebuie să se mobilizeze și să spună acum ori niciodată, nu de alta, dar dacă nu acționează acum, adică în 2024, foarte multe proiecte pe care le-au în cap și în care nu cred, se vor ofili, vor păli, vor scădea în intensitate sau, și mai grav, ei vor vedea că sunt puse în practică de alții. Știi că totul este energie, prin urmare, de foarte multe ori este nevoie să acționezi la momentul oportun, pentru că altfel, odată lansată din ea un univers, ea va fi preluată de către altcineva, care o va pune în practică. Și la tine, dacă, nu compui un, dacă te obsedează o, o piesă, o, dacă, te, da? dacă te obsedează un rând și nu l-ai pus pe hârtie și nu l-ai transformat în cântec și nu l-ai înregistrat în studio, o să vină altcineva și să-ți-l preia. Așa va fi la ce cu vibrația 2. Dacă ei nu acționează uh, atunci când Li s-a deschis culoarea și când au avut uh, revelația, Viziune. atunci vor vedea că altul va pune în practică și bineînțeles că atunci își vor da palme, dar va fi prea târziu. Ce prost am fost că n-am făcut asta atunci. De multe ori mi s-a întâmplat asta. Tot felul de chestii pe care voiam să le fac. Incredibil. Și le vezi, le da. vezi materializate, nu pentru că Universul are energie și materie. Dacă tu nu tu ai lansat, ai generat aceste, această energie în univers și n-ai materializat, o va veni altul și o va prelua și o va materializa. Ne spuneam lumea ideilor, așa ziceam. Da. Că extragem chestii din lumea ideilor da. și dacă nu o pui, da. îți vine o gândul viziune, dacă n-ai viziune platoniciană, știi, filozoful da. care vorbea despre lumea ideilor. Platon. Hmm. Deci și uh, filozofia se pune de acord cu spiritualitatea să, pe multiple... Să caut eu despre treaba asta, că eu mereu am simțit că există lumea ideilor și... Mm -hmm. Interesant. Da, mulțumesc că o să da. caut. și avem pe uh, Camil Petrescu cu personajul lui Gelu Ruscanu din, na, din piesa de teatru, care uh, era uh, un individ care uh, spunea că a văzut idei, el vedea idei modelul ăsta, analitic, gânditor. Asta îmi vizionat. doresc nu, să văd oportunitățile. Da, da. Mereu să da, văd oportunitățile. Și da. iată că nu e suficient să le vezi, trebuie să le Te și pui în practică. Să, da? da, să pui mâna pe ele. Te le fructific doar da. pe cele care sunt spre meu. Da. mine. Eu știu de la, de la o prietenă, o doamnă care um, este de religie um, nu adventistă este alt, alt, alt cult îmi scap acum și okay. încerc iertare ei au o slujbă specială și uh, au un, uh, un pasaj dintr-un dintr anume ritual în care în biserică uh, performează un ritual este deja uh, o, cum să zic, un fel de spectacol uman pentru că e se pune în mișcare un întreg joc scenic prin care enoriașii învață să uh, mulgă din cer ceea ce își propun. Da, Iai sănătate, iei sănătatea, ei sănătatea din cer și o materializezi. Ei ceea ce ți-ai propus, ei dorința, ei intenția și o avem aici. E ca și cum. Da? Cuvântul ăsta. Am, reprezenta, agrar, verbul amulge, se folosește și în, în divinație când uh, bătrânele dădeau un bob, se spuneau că se, se mulg anumite informații. Ăsta era un verb care se, se folosea pentru rearanjarea uh, pieselor de oracol. Deci așa și numărul, și numărul doi, doi. Da, și tu. Bine, <laughs> da. doi, că, doi din vibrația nașterii. Și cu da. anul destinului, am înțeles. Uh, trebuie să... Pune una pe, pe, pune una pe idee. Pune deci, una noi pe acum idee. vorbim despre uh, completarea cu tot cu cifra 8, nu? Da, anu, exact. Da? Deci, deci ori, noi spunem ce se întâmplă pentru cei care au vibrația nașterii 2, într-un an 8. Uh -huh. da? Deci în 2024. Ah, ok, deci, deci nu, este... eu am vibrația 3, de exemplu. Deci urmă, urmez, ai ok. Da. Vorbim despre. Vorbeam despre 2. Eu asta ziceam că să. Ca... Ne-am bulversat, am tot vorbit de 1, de 2, de 3, de 5. Uh, Vorbește acum despre uh, cifra destinului reală, nu da, la care da. mai adăugăm și acel 8 al 2024. Da, nu, 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 eu vă spun, spuneți despre ce se întâmplă 2024. Ah, deci cu tot cu 2024. Da. 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 Ah. Deci pe ecran trebuie să scrie <laughs> vibra numărul destinului 2 în 2024. Ok, despre asta am vorbit. Ok. Că ai luat-o tu personal pentru că și tu ai, al ai alții de doi în alte părți, asta e partea a doua. Am înțeles. Uh, trecem la cifra de simbit 3, da? Uh, 3-ul este un număr care trebuie să o învețe să o lase mai moale în 2024. Uh, pentru că inițiativa și curajul nu prea sunt aliații de nădejde. Cei care aveți vibrația nașterii 3 sunt într-un an în care foarte multe dintre cele pe care vi le-ați propus anul trecut se cam amână. Practic este un an de selecție. Că nu tot ceea ce ai visat anul trecut, sau nu tot ceea ce ți-ai dorit, sau nu tot ceea ce credeai că o să-ți se întâmple anul acesta, este posibil. Din nou, vorbim despre o limită de timp, o barieră a timpului mai degrabă. Pentru că nu se poate acum, sau Deci, ori nu se poate acum, ori mai este nevoie să se îndeplinească niște condiții. Cert este că lucrurile depind foarte mult de context la cei care au vibrația nașterii 3. Depind de, de alții, depind de familie, depind de echipă, de, da? deci nu este un an al individualismului și al independenței pentru numărul 3, așa că voi nu prea puteți face mare lucru de capul vostru. Dar, în schimb, puteți să funcționați, cum ziceam, foarte bine ca oameni de echipă, ca parteneri, ca tovarăși de drum, ca membri ai familiei. Adică sunteți foarte apreciați în comitetul de sprijin sau ca sponsori ai celorlalți. De asemenea, este un an destul de emoțional, un an foarte intens, care presupune foarte multe reacții emoționale Uneori, inclusiv uh, uh, răspunsuri la foarte multă agresivitate din partea celorlalți, pentru că uh, cei care aveți destinul 3 în 2024, vă confruntați cu uh, presiunea psihică a celorlalți. Așa că să nu te mire că. Vorbești acum de Survivor, e? Aveți... Da, <laughs> vezi. <laughs> Eu vorbeam despre. Păi se pare că toți cei care, aveți care au vibrația nașterii 3 uh, sunt într-un program de survivor în 2024. Deci să nu vă mirați că în jurul vostru o să vedeți tot felul de personaje uh, mai mult sau mai puțin uh, întregi la cap, să zicem, uh, pentru că atrageți oameni care au o anumită labilitate, sunteți și în rolul ăsta de duhovnic. sunteți, ăsta e un rol care oricum se potrivește ție ca balanță. În rolul de mediator RAC. trebuie să... Da, balanța la tine nu era în... Așa, na. Păi da, era, asta este interfața cu care A, da, tu, tu interacționezi cu ceilalți pe, pe frecvența aceasta de balanță, adică la suprafață ești împăciuitor. Da, Sander. Și atunci va trebui să găsești un numitor comun. Tu, total, o să fii ca și cei care aveți vibrația în 3, o să fiți uh, cei care spune stați așa, stați puțin, să mai, ne, mai gândim, nu luăm, o, nu luăm o, o decizie acum, stați puțin să, uh, cum, e, cum zic americanii, să ne culcăm pe ea, da, noapte sfernic bun, să dormim, vorbim și mâine, hai să ne liniștim. Uh, practic, uh, cei cu vibrația nașterii 3, în 2024, sunteți niște făcători de pace. <laughs> da, trebuie să îi liniștiți pe ceilalți, trebuie să aveți grijă de ceilalți, sunteți în rolul de protectori, în rolul de îngrijitori, în rolul de oameni care îi mângâie pe alții pe frunte sau au nevoie de. sau au, nu au nu nevoie, au grijă de nevoile celorlalți. Deci sunteți niște uh, furnizori, sunteți ca uh, lupoaica ca uh, cu. Uh, cei doi frați, Romulus și Remus, da? Deci, trebuie să-i alăptați. <laughs> nu, Romulus și Remus, doi frați care nu prea se da, înțelegeau, prin urmare, așa veți fi și voi. Sunteți după, ca în rolul de mamă care alăptează sau de tată care. Nu, asta nu sună bine. Tată nu care alăptează. Hai să rămânem pe mamă care alăptează, deși totul tinde să devine unisex acum. Nici în subiectul ăsta nu vrem să ne ducem, nu? Dar mai este încă o, un aspect. Pentru că mulți dintre cei care au vibrația nașterii 3 anul acesta au șansa de a și descoperi o forță interioară pe care n-au cunoscut-o până acum. Și atunci puteți anosta să vă luați pe voi înși și vă prin surprindere, puteți să vă depășiți niște limite sau puteți să vă aflați într o în niște situații uh, inedite pe care nu le-ați trăit prea mult, unde să fiți nevoi să vă asumați un rol de lideri. Lideri informali, lideri inspirați, neapărat lideri în, în sens de uh, funcție și conducere, dar e vorba despre un an al leadership-ului, leadership un an al mentoratului pentru alții, de deci rol de profesori, rol de îndrumător, rol de cărăuze pentru alții și alții vă vor urma. Adică o să vezi că sunt oameni care uh, vă caută sfatul crește popularitatea voastră, oamenii au încredere în ceea ce sunteți voi și în ceea ce reprezentați voi. Credibilitatea. Da? Și reușiți să im vă impuneți prin modul vostru autentic de a fi. Deci veți face și adepți, așa că e un an foarte bun, iată, pentru artiști, pentru profesori, pentru toți cei care, pentru toți vlogării, toți youtuberii, da, Practic, s-ar putea să-ți dublezi numărul de abonați la podcast. podcast da? Da. N-ar fi rău deloc. Mulțumim. Asta înseamnă că informația va ajunge la cât mai multă lume. E vorba despre rezonanță, nu e așa? Înseamnă că uh, în jurul tău se pot coaliza cât mai mulți oameni care sunt pregătiți să să nu primească o cunoaștere de o anumită factură, da? pe o anumită lungime de undă. Uh, deci, există și un simț al comunității, al regăsirii, al reuniunii, și iată că e o, un sentiment de apartenență pe care îl aveți în 2024, cei care aveți vibrația nașterii 3. Adică, simțiți că aparțineți unei comunități și că sunt și alții ca voi. E reconfortant să-ți dai seama că nu e singurul nebun. Bine, sunt mai multe variante. Ori, sunteți toți nebuni, ori suntem toți nebuni din, <laughs> dintr-un anumit cadru, ori. Um, tu rămâi singurul sănătos și toți ceilalți sunt nebuni, nu decât două variante. Dar cert este că în 2024, cei care aveți vibrația nașterii 3, reușiți în anumite rânduri să vă păstrați controlul și să aveți certitudini absolute legate de corectitudinea raționamentelor voastre. Adică o să vă treziți că în nenumărate rânduri sunteți singuri care vedeți uh, lucrurile într-un anume fel, și că sunteți și singurii care aveți dreptate. Așadar, e bine să aveți foarte mare încredere în discernământul vostru în 2024, deși este uh, destul de incomod să-ți dai seama că ești uneori singur împotriva tuturor, dar repet, s-ar putea ca. Tocmai voi să fiți singurii care vedeți lucrurile așa cum sunt. Deci, dacă toată lumea îți spune că ești peat, nu înseamnă că trebuie să te duci să te culci, ci înseamnă că tu ești singurul care uh, ai dreptate și uh, că ceilalți greșesc. Există treaba deci, asta. Tre Se poate întâmpla da. pe 2024. Deci va trebui să îi, să înfrunți grupul, mulțimea, că tu te-am spus că ești om de echipă, om de grup. S-ar putea să trebuiască să vă confruntați cu toată familia, să țineți piept întregi familii și toți să-și dorească să meargă într-o direcție, iar voi să spuneți: Nu, direcția este greșită, facem așa și să fie ca voi. Interesant. Mergem la cifra numărul 4. Cifra numărul 4 în 2024, iată, avem 2 de 4, este susținută din punct de vedere. Din, din punctul de vedere al comunicării. Cei cu numărul 4 reușesc să-și impună foarte mult ideile, convingerile, mai ales dacă au o poziție publică, dacă sunt într-o campanie electorală, iată, este un an electoral, adică trebuie să ținem conști de contextul social. Deci, politicienii care au un număr al destinului, da, o vibrație a nașterii 4, în 2024 pot să aibă succes, pot să își câștige fotoliu, pot să își recâștige postul, pot să obțină un triumf pe care l așteptau, pot să facă o alegere inspirată, de exemplu, nu să schimbe partidul, adică să treacă, să treacă de partea câștigătoare. Care, mă rog, toată lumea știe că va fi roșie, dar um, <gântări> cert este că, că sunt în politică. Acum. Sunt, sunt foarte inspirați, sunt foarte inspirați uh, și reușesc să își depășească niște limite. Și, de asemenea, uh, vorbim de un alt număr, deci de patru, uh, un alt număr care uh, reușește să se ia prin surprindere și să facă lucruri de care nu se credea în stare. Ceea ce este foarte sănătos pentru stima de sine. Ar trebui să aibă o stima de sine foarte bună, ce cu vibrația 4, deși ei sunt oameni care pun totul la îndoială, oameni care verifică de o mie de ori, oameni care au anumite insecurități și oameni care dau cei mai mulți, și, și ăsta e un număr care dă cei mai mulți perfecționiști, pentru care niciodată nu e destul ceea ce fac. Dar în 2024... Ei au rezultate foarte bune, reușesc să materializeze ceea ce uh, și-au propus uh, și de asemenea să spunem că au vizibilitate publică, am vorbit despre profilul ăsta de oameni care ies în față și care inspiră pe alții, uh, îi conving foarte ușor, poate foarte mulți dintre cei care au vibrația nașterii 4 uh, se hotărăsc să devină formatori, de exemplu să țină un curs despre... Uh, specializarea lor de bază. da, Dacă sunt croitori, s-ar putea să-și dorească să țină și un curs de croitorie. Sunt contabil? Haide să ținem niște cursuri de contabilitate. Sunt, nu știu, sunt artiști? Hai să ținem lecții de actorie. Că tot am vorbit de artiști, s-ar putea să vedem chiar niște ascensiuni interesante ale unor figuri care poate au stat în umbră sau care Poate au dispărut niște ani de zile de pe scenă. Deci, pentru foarte mulți dintre cei cu vibrația nașterii 4-2024, poate să aducă o revenire în prim plan. Poate sunt artiste care au născut și care și-au da, au, au, și -au dedicat timpul vieții de familie și care anul acesta sunt pregăte să revină pe scenă. E ca și cum din pălărie Magicianul scoate niște numere 4. Uh, și oameni care poate erau uitați sau care poate au avut o, nu știu, o perioadă în care s-au retras din, din lumea aceasta publică, ei acum pot să, pot să revină pe scenă, pot să-și recâștige un nivel de popularitate. Uh, ce ar mai fi de spus este faptul că ei sunt oameni foarte mentali și trebuie să aibă foarte mare grijă la uh, convingeri, pentru că ei uh, vor lucra foarte mult la sistemul lor de credințe și își vor da seama că. În foarte multe aspecte trebuie să schimbe puțin modul de gândire. Ei trebuie să schimbe și abordarea, cei cu vibrația nașterii 4. Întrucât, de exemplu, ei au prostul obicei de a de a marșa pe aceeași pedală, deși nu obțină al rezultat. De exemplu, în relația părinte-copil. Vezi că copilul face aceeași tâmpenie de 1000 de ori, tu la fel crezi că îl corectezi pentru că ții la el de 1000 de ori și nu se întâmplă nimic. <laughs> da, sau... Ești din experiență acum. <laughs> nu că eu nu sunt, nu sunt patru, nu că nu fac asta. Eu sunt ferm convins și știu tot din... Da, din, știu din înțelepciunea populară, să spunem, nu, nu neapărat din cărți, că lucrurile importante copilului se comunică o singură dată. Dacă deja copilul e repetat un lucru de două, trei ori, înseamnă că el l-ai banalizat. Și acela nu mai este important. Deci ceea ce este important se spune o singură dată. Și ca în cazurile acelea de declarație de dragoste la căsătorie. După 20 de ani, femeia și -a aduce aminte uh, să îi scoate ochii soțului. Băi, bărbate, tu uh, de 20 de ani suntem căsătoriți și nu mi-ai zis uh, că mă iubești decât când mai cerut de nevastă. Și ce păi nu m-am răzgândit. Dacă mă răzgândesc, te anunț. Dacă da. apar da. schimbări. Da. așadar, numărul 4 înțelege anul acesta că e bine să mai schimbe un pic tactica. Deci e vorba despre o reorientare strategică în foarte multe aspecte care nu funcționează sau care dau aceleași rezultate. Nu Dacă vezi că la fel se întâmplă dacă tu acționezi de o mie de ori într-un fel, schimbi modul de acțiune. Nu aștepți alt rezultat, deși știi foarte bine că e în natura umană să faci același lucru de nu știu câte ori, să aștepți să iasă altfel. Ceea ce hmm. oricum nu se întâmplă. Da. Nu spunea și Einstein că e definiția serenității. Hmm. A, a, se, a senilității? Da. Sau a, înțeles că a sterilității. No, că no, se no. sunt. <laughs> <laughs> păi e tot, o, no rog, e no. tot o, un rezultat steril, adică oricum nu te duce nicăieri. <laughs> e același lucru. Um, ce să mai spunem despre vibrația nașterii 4? Că în 2024 ei pot să. Um, facă lucruri pe care le-au condamnat la alții, adică trebuie să fie foarte atenți la tot ceea ce judecă la alții pentru mm. că ei se cam întâlnesc cu rezultatele judecăților și prejudecăților. Oh. Adică ei în principiu au parte de lucruri care îi educă sau de oameni care îi educă pentru că spuneam că ei trebuie să schimbe punctul de vedere despre foarte multe uh, aspecte ale vieții în care ei cred pe care trebuie să le vadă altfel și atunci ei s-ar putea, de exemplu, să-și dea seama că au subestimat niște oameni, s-ar putea să găsească sprijin în niște oameni de la care nu s-ar fi așteptat să primească vreun fel de ajutor, din potrivă s-ar putea să fie de dezamăgiți de oameni pe care au ajutat în trecut și care, dacă sunt solicitați să le ofere sprijin înapoi, nu sunt de găsit. Adică, Universul de obicei îți dă înapoi da pe altă parte, nu de la cine te aștepți și de la cel căruia i-ai dat cel mai mult. De obicei deci unde acest... te doare cel mai tare. <laughs> Evident, deci nu vor fi scutiți de asemenea experiențe cei cu vibrația 4. Okay. Dar într-un final ei nu rămân fără sprijin, dar nu de acolo unde, de unde s-ar fi așteptat. Prin urmare, rămân fără așteptări doar. Ok. Sper că cei care ne urmăresc ne lasă un comentariu, scriu câte ceva să ne spuneți și nouă ce cifră de destin aveți poate pentru un episod următor să fim mai atenți la ce informații să dăm mai departe. Sunt foarte fascinat așa de debitul verbal și de cum le spui așa din... Pac, nu știu cum le... Cum poți să fii atât de, nu știu, versatil în comunicare. Asta am observat și la primul episod pe care l-am filmat împreună. Asta este uh, și nativă, dar e și antrenată. Că da, care, da. Plus că nu, din asta trăiesc. nu? Da, corect, corect, corect. Trecem la cifra 5. Da sunt de meserie cum ar veniște asta cu sunt de meserie mi-a rămas nu știu dacă la tine am povestit eu când primul meu job a fost de profesor la câmpul lung și am stat cu chirie într un apartament unde era unde proprietarul era de meserie instalator și mi-a curs apa cât am stat o jumătate de an în apartamentul acela a curs apa la la baie și el în fiecare zi îmi promitea vin să de repar de că sunt de meserie, de meserie. E, pe... <gântu -i> eu m-am mutat de acolo și apa a rămas da, picura în continuare deci pentru mine expresia asta de meserie asta însă. A da. și ce o să vreau să vorbim după aia dacă se poate vreau să menționez ca să nu uit după aia Uh, compatibilitatea asta între cifre, putem să discutăm De despre ele, da. cum e cu 1 cu 5, 2 cu 3, cu 7, cum se cumva, da? Noi facem și o tablă, vedem, facem, 6 în 6 vedem da. câte <laughs> variante sunt, nu știu câte <laughs> n câte ca. Sunt câteva principii. Vrei că vorbim că... și despre casă, să nu despre uităm, casă, în 2020. Da, 2020. Provim, da. da. Deci suntem la 5, 15. da, vibrația nașterii 5. Cinco. În 2024 uh, E o vibrație care trebuie să respecte niște condiții. Uh, și anume, în primul rând, trebuie să știe ce vrea. Hmm. De ce? Pentru că, de obicei, numărul 5 se împrăștie foarte ușor prin viețile altora, și mai ales în 2024. Dacă tu nu știi ce vrei și nu îți urmărești prioritățile tale, uh, le dai foarte multora apă la moară. Prin urmare, dacă omul te vede liber, te încarcă cu ceva, nu? Uh, e ca la întâlnirea cu Camila, nu ce faci, ai și tu o cocoașă, n -am. e una de la mine, că oricum am mai o două. Deci în 2024 cei cu vibrația 5 s-ar putea în continuare să poarte pe umerii lor sau în spinarea lor poverile altora. Asta în cazul în care nu reușesc să se prioritizeze. Deci ca un truc, și asta aici vorbește, știi că am spus că vorbeam înainte de a începe, că vom prezenta niște trucuri. Uh. Ca un truc pentru cei cu vibrația 5, eu sunt un 5. Și deci am învățat asta pe, pe propria piele. Este foarte important să fiți foarte ocupați. Da, deci dacă omul, te, dacă omul te vede foarte ocupat, bineînțeles că te ocolește, pentru că. Nu? Bine, asta înseamnă și, poate, uneori puțină actorie, puțină dramatizare, da, să spunem că este un fel de strategie asta, da? poate chiar de victimizare, vai ce faci, sunt foarte ocupat. Dacă ești foarte ocupat, atunci ți -e și rușine, dacă omul e foarte ocupat, -e și rușine să-l mai deranjești tu cu ceva, nu? Da, îi mai pui și ta mai teancul de dosare pe birou, Așa, da. Prin urmare, Vibrația nașterii 5 chiar o să aibă un an, așa cum știe să și îl facă, pentru că dacă nu reușește să-și să, să seteze de la bun început niște obiective și scopuri și să nu știe și să nu să, să nu știe clar. Deci, dacă nu reușește să știe clar am de făcut asta, asta și asta, așa nu ăsta mă concentrez pe casă, pe vacanță, pe uh, nu știu ce alt obiectiv financiar, atunci ei vor bâșbi prin viețile altora. Deci, este foarte important ca ei să aibă. Un, o agendă foarte bine uh, structurată să stabilească foarte clar uh, perioadele de vacanță, să știe foarte clar în ce perioade nu sunt accesibili uh, pentru că altfel, repet, oamenii se vor înghesui să le dea tot felul de, de sarcini pentru că e foarte ușor să, să, să speculezi un număr 5 mai ales că el este disponibil și versatil și atunci 5 din nou uită de treburile lui pentru că tot timpul are treabă cu interesele și preocupările alte. Revenind, este un an care le cere celor cu vibrația 5 foarte multă atenție acordată stării de sănătate, pentru că din acest punct de vedere este un an karmic pentru ei, întrucât, ce înseamnă karma? Înseamnă întâlnirea cu consecințele a ceea ce a generat totul în trecut, în sensul ăsta, da? Adică... Vine plata. Și-au și -au făcut o cu mâna lor, adică în, principal pentru excese. Este vorba despre excese, pentru că cinciul ies în exceselor și atunci excesele vin pe diferite tipuri de fundal. De exemplu, excesul poate să fie și un deficit, de exemplu, un deficit de somn. Sunt nativ cu cinci care dorm foarte puțin și atunci și asta te ajunge din urmă. Da? Intri într-un burnout. Excesul poate să fie de muncă, pentru că ești un disperat orcaholic care nu se oprește și atunci clachezi. Excesul poate să fie, nu știu, o boală cronică pe care n-ai îngrijit-o sau știi că ficatul tău are niște probleme, dar deși, de ani de zile nu te duci la doctor sau nu te să-ți faci un ecograf. Deci, practic, pe cei cu numărul 5 îi ajunge din urmă orice fel de neglijență. Deci este foarte delicat anul din acest punct de vedere, pentru că tot ceea ce au considerat neimportant sau au bagatelizat, să spunem, prin atitudinea asta, știi, eu fișistă, lasă că nu mi se întâmplă mie sau lasă că sunt bine, îmi trece. Ei bine, în 2024 nu e așa. Pentru că anul de vibrație universală 8, pe cei cu vibrația nașterii 5 vine să-i cam pună la punct și să le spună, stai puțin că nu ești chiar supererou, nu ești chiar imbatabil și cei cu 5 pot să constate că li se poate întâmpla pe pielea lor ceva ce ei nu credeau că poate să-i atingă. Nu are cum să-mi se întâmple mie, știu. Nu, eu beau, pot să beau cât vreau, eu pot să fumesc cât vreau, pentru că mie nu mi se întâmplă nimic. Ei bine, s-ar putea să li se întâmple. Adică, ei nu sunt niște victime, ei doar uh, se întâlnesc cu lipsa lor de măsură. Și 2024 este un an care vine să le pună măsură, de aceea este un an care, pentru cei cu vibrația 5, din altă perspectivă, vine să aducă o formă. O materializare, ceva concret. Este un an al concretului, este un an în care cei cu vibrația nașterii 5 se aleg cu ceva palpabil. Deci este un an al manifestării și al materializării. Oh. Pot să ducă la bun sfârșit, nu știu, amenajarea unei locuințe, pot să-și cumpere o casă, pot să-și cumpere mașină. Deci e vorba despre bunuri materiale palpabile. Își cumpără un apartament la mare, își cumpără un apartament la munte, fac tot felul de tranzacții, afaceri, investiții, plantează pomii, își cumpără o livadă, vor să-și dezvolte în habar am o fermă de porci undeva, vor să-și cumpere teren la munte ca să-și facă plantație de zmeură. Deci tot felul de investiții concrete pot să le treacă prin cap cu succes. De asemenea, când ne gândim la rezultate palpabile, putem vorbi despre finalizarea unor cicluri de studii, putem să vorbim despre o diplomă, despre cum se spune o pata la mala la mână, da? Deci despre... Meserie. O de meserie, meserie, exact. Deci ești, ești pe... Unii ies pe meseria. Da. <laughs> <laughs> Sunt de meserie cei cu număr, dar nu din... Mez, nu... nu că nu, nu și ca... Ca proprietarul, ce, tu, da, da, ca, da, ca, proprietarul da, apartamentului din Câmpul Lung. Andreea, tu ce cifră ești? 8, o mai Bun, avem. Da, stai la rând. <laughs> um, deci, deci au, au, au o. Uh, cum să zic? Au, au niște rezultate uh, palpabile. Și mai este ceva: este un an al soluțiilor. Reușesc să găsească o cale, reușesc să uh, obțină niște rezultate, reușesc să, uh, să dea de cap unei probleme care îi frământa. Uh, poate, de exemplu n-au știut ce să facă, nu știu, cu o situație, cu o persoană, cu un teren, cu o proprietate. Ei, hey, anul acesta le vine gândul cel bun. Sunt inspirații. E ca și cum se face un puzzle și o piesă lipsă ajunge, ajunge la locul ei. Deci, li se arată. Sunt oameni care descurc cei cu 5 în 2024, sunt oameni care descurcă ițele încurcate și dau o formă unui lucru. Ce interesant, uite cum se, se găsesc lucruri pozitive la fiecare... Noroc, noroc, noroc. Merităm. O, o gură de figa. Trecem la cifra numărul 6? Cifra destinului 6. Sunt foarte curios ce se întâmplă și aici. Este o vibrație care în 2024 nu prea își găsește locul din foarte multe puncte de vedere. Pe de o parte poate să însemne instabilitate și duplicitate, așa că cei care au vibrație așa se pot să uh, trăiască două vieți, nu doar una singură, nu e mai palpitant. De ce să trăiești o singură viață când poți să trăiești două vieți? Nu ne referim acum la trădări, infidelități și așa mai departe și viață dublă în cuplu, deși și asta poate să fie o idee, dar n-am dat-o noi, n-am sugerat-o noi, dacă nu e de la noi. Uh, poate să fie vorba despre, de exemplu, două locuri de muncă. Da, poate să fie vorba despre un loc de muncă și un, un proiect care să reprezinte, nu știu, un part-time în afara programului de lucru. Poate să însemne, de exemplu, naveta între două case. Adică cine te-a pus să cumperi și casa la țară și să ai și apartament în oraș, acum a naveta? Deci, practic, e foarte multă duplicitate, da? Ei sunt împărțiți, de exemplu, unii care sunt, care dețin vibrația nașterii 6 au doi copii și trebuie să se ducă o săptămână să stea cu nepoții din partea băiatului, o săptămână cu nepoții din partea fetei. Deci, la acest tip de duplicitate ne referim, deci, practic, ei trebuie să se împartă în mai multe părți. Deci sunt, trăiesc o viață fragmentată în 2024, foarte greu își găsesc centrul și ei sunt mai mult pe drumuri ceea ce înseamnă că e bine și pentru călătorii, e bine pentru transporturi, poți să-și cumpere mașină, poți să conducă mult, poți să facă mulți kilometri, deci să aibă bani de bilete, N am bani de... nee Au, bani de bilet de, ce, cu, ce cu vibrația 6 în 2024 deci bani de bilet și bani de benzină bani de motorină pot să facă vacanțe reușite sau pot să cheltuiască, nu să cheltuiască, ci să investească foarte mult de asemenea în studii. Poți să învețe, poți să cumpere cărți, poți să se înscrie la tot felul de certificări, la MBA-uri, la masterate, la fac, poate mai fac o facultate. Deci câștigă foarte mult dacă investesc în ei înșiși, în, nu, în educație și în, în dezvoltarea abilităților. Una peste alta, anul 2024 pentru nativii cu vibrația uh, 6, aduce uh, foarte multe experiențe. Cei trebuie să le trăiască, unii s-ar putea să să din confortul lor și să facă lucruri treznite pe care nu le-au făcut, nu știu, să sară cu parașuta, să-și dorească să facă lucruri pe care le faci o singură dată în viață. Mama anul ăsta. Da? parasailing, am făcut cu mama. Mama da. la 68 de ani am dus o primă oară. Serios? Parasailing, da. Am zis, mama, vii cu nepotul. N-ai da. ce să faci, vii. Și a, a, făcut, da, uite, vezi da. ce. Da. La 68 de ani, parasailing, e tare. Felicitări. Da, curajoasă mama. Bun, scuză mă te-am întrebat. Da, la 69 va fi și mai bine decât la da, 69, că deja are simt. experiență sau anul ăsta, nu ți-am spus, poate s-a recuperat și-o, dar cine știe. Dacă... 19, 20, Iată. 20... Stai să calculez din nou, mă mai, 9, 10, 10. asta înseamnă 10... 1900? 1955. Încă 2 de 10, deci 30, am zis bine? 9, 9, 10, 2, 2, Uh, cu un 3, E un 3, mama. Da, tot 3, da, ca mine. E un 3. E un 3 ca Ca tine. mine, da. da. Uite, vezi, n-am știut asta niciodată. Ce chestie. Da. Dar în tabelul numerologic, în tabloul numerologic, în numerogramă, poți să ai și în altă parte numărul 6, despre care vorbim noi acum. Hm. Uh, ca să facem și o, o, o încheiere frumoasă pentru vibrația 6 în 2024, este un an în care ei au foarte multe amintiri de colecționat, și asta ar fi recomandarea să se concentreze pe amintiri. Mi-a spus mie cineva o dată că de exemplu în relația din în relația cu copii, cel mai mare dar pe care poți să-l faci sunt amintirile. Da, lasă-le lasă la copilor așa. amintiri cu tine, lasă-le amintiri cu locuri în care ai fost, lasă-le amintiri cu oameni cu care te-ai împrietenit. Este un an în care ei pot să se împrietenească cu oameni interesanți. Pot Sau să creează amintiri frumoase cu copiii tăi. De... Da, da. Deci, cei cu șase vor avea ce să uh, adauge la uh, album la sfârșitul anului și este un an în care trăiesc experiențe despre care uh, își vor aminti și despre care vor povesti mulți ani de acum înainte. Asta deci lasă un fel de, de moștenire din asta uh, a memoriei. Ce frumos! Trecem la cifra numărul 7. Uh, cifra 7 este destul de casnică în 2024 sau să spunem destul de orientată pe uh, investițiile în cămin. Sunt destul de familiști, asta înseamnă că poate unii dintre cei care au vibrația nașterii 7 își extind familia, mai fac un copil sau se căsătoresc, depinde fiecare, o devin bunici, depinde fiecare șapte în ce etapă a vieții este. Sau ori își amenajează casa, ori se gândesc foarte serios să își cumpere o proprietate sau să schimbe locuința. Deci, în 2024, cei cu vibrația nașterii 7 au nevoie să își îmbunătățească condițiile de locuit sau să-și găsească locul când vorbim despre loc, nu vorbim doar despre casă, vorbim și despre locul de muncă. Așa că foarte mulți dintre cei care au vibrația nașterii 7 s-ar putea în 2024 să se reorienteze profesional sau dacă sunt liberi profesioniști, sunt independenți, să schimbe biroul, să schimbe clădirea, să schimbe cartierul, să schimbe orașul. Deci bate un vânt puternic de schimbare dar concentrarea principală este pe cei de acasă, deci pe ea li se pune pata. <laughs> și sunt și destul de protectori anul acesta, cei care sunt, cei care au, sunt născuți cu vibrația nașterii șapte, vor, cam, vor să-i conducă pe ceilalți, vor să-și impună punctul de vedere, vor să le dea o anumită direcție, de aici pot să apară niște conflicte în familie, pentru că numărul șapte învață anul acesta că este normal ca nu toată lumea să fie de acord cu el. Iar dacă cineva ripostează, numărul 7 s-ar putea să ia măsuri și să contraatace sau să, ia, să impună sancțiuni, așadar se poate ajunge la niște conflicte, la niște uh, episoade de șantaj emoțional. Uh, de ce? Pentru că numărul 7 s-ar putea să devină hiperprotector. Da? Din nevoia asta de hiperprotecție se naște convingerea că eu știu mai bine decât tine. Și atunci se vezi conflict. De exemplu, ai copilul care termină, dă bacul și termină liceul și urmează de la facultate și vine numărul șapte și îi spune că trebuie să te duci la ASE. S-a terminat, că el voia la inginerie sau la actorie. Deci s-ar putea să asistăm la foarte multe să zicem, segregări în familiile unde există un șapte din pricina aceasta a convingerilor și a principiilor. Și atunci numărul șapte trebuie să învețe să-i lase pe celălalt să se manifeste liber să-și facă singura alegerile. De deci, șaptele cam vrea să-i impună așa da? pe domnul... și impune punctul de vedere pentru că el crede că știe mai bine și știi cum sunt părinții aceia care îi spun cu toată dragostea îți spun că nu e potrivită pentru tine. Da? <laughs> și spun asta pentru că te iubesc și pentru că nu vreau să suferi. De fapt părintele se protejează pe el pentru că știe că el va avea probleme el... dacă băiatul se va însura cu respectiva nu va avea el băiatul ci mama sau tată și atunci ceilalți nu vor rămâne insensibili la aceste tentative de manipulare, manipulare. ale lui șapte și de aici vor izbucni o felul de neînțelege dar e un an în care foarte mulți dintre cei născuți cu vibrația șapte își văd de treaba lor și construiesc durabil în familie, cum am spus, își fac o casă, își mai cumpără o casă, își amenajează casa, deci ar putea să vedem la toate apartamentele sau la toate porțile unde locuiește un șapte, să vedem parchet, moloz, dărâmă pereții, extind casa, se construiește, se, totul este șantier. Deci e un șantier viața lui, viața lui șapte în 2024. Avem în familie pe Soția ei, da. e în orășa. Da, Și <laughs> 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 fata de, cea mare, cea deci, marea mea. Da, da, deci s-ar putea să, nu știu... Mijlocia noastră. Da, s-ar putea să nu mai loc în casa de, de, de ele. Doamne ajută! Da. <laughs> iar renovez, iarăși mă Da, renovez. Da? Deci peste noapte s-ar putea să le vină, să vină o idee. Da? Noi am pus tapet din ăsta, da. Acum am alte idee, pentru că vreau să schimb și canapeaua și dacă schimb canapeaua nu se mai potrivește culoarea de pe perete. Și acum dacă schimbăm culoarea de pe perete nu trebuie și o altă lustră. Adică... Deci totul se face prin efect de domino. Deci de la o simplă veioză s-ar putea să renovați toată casa. Așa am făcut noi acum trei ani. De la un veciu care nu ne mai mergea cum trebuie. <laughs> am zis, hai să schimbăm de... Mergea veceu Băi... prin casă? Bă, da, da, <laughs> da. <laughs> uh, și măi, nu se mai tregea apa cum trebuie, zic băi, trebuie să schimbăm asta și dacă da. să schimbăm, trebuia să dăm faianța jos Și, și faianța ați modificat astra. toată baia Toată casa am renovat Acum vă luați de la, vă luați de la altceva da? sau vă mai luați o casă undeva sau investiți undeva într-o altă proprietate sau vă luați o casă de vacanță în altă parte sau undeva pe malul apei pe o insulă, în, toată lumea visează să aibă o casă pe o insulă în Grecia Nu, toți te audă Dumnezeu să fie să fie primit foarte frumos an pentru șapte. Da. Dar uh, ai înțeles uh, cine da. vrea să impune. <laughs> da? <laughs> foarte... Nu nimic nou da. pentru mine. Da, da, da. <laughs> foarte frumos, nu pentru tine neapărat da. dar pentru ei, da. da. Foarte tare. Trecem la uh, cifra opt, da. da, da? Cifra de bine pentru cu dedicatie da. pentru Vibrat. foarte amuzant podcastul ăsta, nu știu, Mi se pare foarte tare. Da, da. Cine râde de la urmă? Da, asta e. Da. La urmă, în 31 decembrie 2024. Da, asta da. înseamnă. Să râzi la urmă? Ce sincron, așa? Uh, cifra 8. Cifra 8 este mai, să zicem, mai așezată, mai potolită și chiar mai înțeleaptă în 2024. Este un an de să spunem, conlucrare cu forțele Universului și vom vedea că persoanele cu vibrația nașterii 8 ajung la locul lor, dar fără să facă un efort deosebit. Și pentru ei, anul are o conotație karmică, dar nu karmică în sensul de pedapsă. Deci nu ne gândim în vreun fel la vreo sancțiune sau la cum era la numărul care, la, la 5, cinci, da? Da. nu ca la 5 ci unde da, unde te confrunți cu rezultatele alegerilor greșite din trecut sau ale neglijențelor. Nu, la numărul 7 este vorba despre A, scuze, la numărul 8 este vorba despre un deznodământ. Este vorba despre un culoar favorabil care li se deschide și care îi pune la locul lor. Practic este un an al sincronicităților, este un an în care li se deschid o felul de oportunități, este un an în care ei nu trebuie să facă nimic. Deci acesta este și principiul de bază pentru tine, Andreea, și pentru toți cei care aveți vibrația nașterii 8, nu trebuie să faceți nimic, nu trebuie să vă stresați. Și trebuie să înțelegeți că lupta este absolut inutilă. Știi, din Star Trek, întâlnirea cu rasa Borg, na? Cu, cu cubul, da? resistance is futile, da? rezistența este inutilă veți fi asimilați oricum. Deci așa va fi la cei cu vibrația 8. Nu vă mai zbateți voi ca pești pe uscat, că oricum veți ajunge unde trebuie să ajungeți. Da? Deci indiferent unde credeți voi că e locul vostru, o să ajungeți unde chiar este locul vostru. Deci lucrurile se întâmplă mai presus de mintea lor. Deci este un an în care pentru nativii cu vibrația nașterii 8 mintea nu are niciun fel de impact sau putem spune chiar că mintea le joacă feste, și vom vedea foarte mulți nativi cu această vibrație, 8, care de obicei sunt raționali sau sunt sceptici, sau sunt să spunem raționaliști științifici sau progresiști sau ultramoderni. Vom vedea cum sunt aduși de către viață sau de către experiențe pe calea cea dreaptă sau pe calea credinței sau pe calea spiritualității. Deci, s-ar putea să, să ne trezim în, într-o consultație astrologică fix cu un sceptic care până acum n-a crezut că există ceva dincolo de ceea ce este măsurabil, s-ar putea să ne trezim cu psihologi care credeau că astrologia este o pseudoștiință, cum o numesc ei cu atâta aroganță, și să înțeleagă că de fapt există sens și există adevăr și în ceea ce ei nu puteau să priceapă până acum. Așadar, e un an al convertirii, la alte dimensiuni ale cunoașterii pentru foarte mulți dintre cei cu vibrația 8, pentru că înțeleg că puterea stă în altă parte. Nu este destul să ai bani, nu este destul să ai funcție, nu este destul să ai relații, mai era ceva. Viața funcționează după niște principii pe care nu poți să le definești întotdeauna în termeni științifici sau în, după o cuantificare statistică. E și foarte mulți dintre cei cu vibrația 8 trec dincolo de ceea ce se vede. Cer sprijin, au nevoie de consiliere. Apelează la uh, specialiști, au nevoie de oameni care să le țină spatele, deci este un an în care e foarte important ca ei să fie bine sfătuiți. De asemenea, ei au uh, oricum o, o, conform, o configurație de putere și o predispoziție către poziții, funcții, ascensiune socială, bani, uh, relații înalte, dar în 2024 uh, ei înțeleg că nu pot să facă mai nimic singuri. Ei depind de alții, au nevoie de aliați, au nevoie de prieteni, au nevoie de un context și Dumnezeu le trimite. Le trimite omul potrivit la locul potrivit. De aceea spuneam că este un an al sincronicităților pentru nativii cu vibrație 8. În 2024 ei pot să fie oamenii potriviți în locul potrivit. Dar trebuie să înțeleagă, pentru că există și o configurație astrologică în aprilie, una foarte specială, o conjuncție la grad perfect între Jupiter și Uranus în Taur, care anunță un succes teribil dublat de o plată pe măsură. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie plătit, trebuie plătit un preț al succesului și exemplul pe care îl dau este, de exemplu, este, este următorul. Uh, ca să-ți întâlnești ursitul, uh, trebuie să-ți un picior pentru că ursitul era internat în spitalul respectiv unde ajungi și tu pentru că acolo trebuie ambulanță. Da? <sus> <laughs> Andrei, ai grijă cu... Da bine mai eșe și totuși nu aceea. l-a ajutera, dar poate da, să fie. Era doar un exemplu generic, dar mai este să și varianta de aceea. și tot piciorul, da. În, în noaptea de uh, bobot bob, la bobotează da. sunt două variante deci poți să și alegi, Andreea, ori îți pui busuiacă supernă ca să-ți alegi să-ți visezi ursitul, ori dacă nu îți pui, deci îți pui busuioc sau dacă nu, încerci cu busuiocă a doua zi. Deci dacă, dacă n-are da. efect busuioc, cu a doua zi mai e o șansă cu busuiocă și mai departe mergem pe <laughs> mergem pe ce spuneam pe această plată pe care trebuie să o faci. Deci, practic, ce cu vibrația nașterii 8, trebuie să înțeleagă că întotdeauna Universul are un plan. Și chiar dacă pe moment s-ar putea să-și dea seama că au pierdut ceva sau că li se întâmplă o nenorocire, în perspectivă o să-și dea seama că dacă nu treceau prin situația aceea, nu ajungeau acolo unde uh, le era destinat să ajungă sau unde îi chema sufletul. Deci, practic, pe nativii cu vibrații 8 îi trage ața. Mm. Da? Asta este expresia, da? În 2024 îi trage ața către, către uh, un anumit drum pe care ei nu ar merge conștient și atunci ei se lasă în voia sorții și sinele lor creează niște evenimente prin care ajung acolo în niște împrejurări destul de dubioase, complicate, care presupun, cum ziceam, ori un preț în bani, ori în, în, în nu suferință. Fie cu picioare, nu da, Doamne ferește, nu, nu, fără, fără picioare. Dar este un an în care ei reușesc să descopere ceva. Primesc, da, plătesc. Da, dar ceva pentru că li se arată, adică sunt duși cu forța în locul respectiv. Deci să aibă încredere că mai presus de ei există un plan pe care într-un final îl vor vedea. Deci ori să știe ei de ce li se întâmplă anumite lucruri, chiar dacă pe moment nu or să le convină. Bun. Trecem la cifra nouă. Nouă, numărul, vibrația nașterii nouă are o configurație numerologică de putere în 2024, ei oricum sunt oameni populari, oameni care au foarte mare trecere la public, numărul 9 întotdeauna rezonează cu toate categoriile sociale, de aceea este un număr al tuturor meseriilor ce presupun contact cu publicul, profesorii, medicii, avocații, deci cei care lucrează cu oameni din toate categoriile funcționari publici, cu toate categoriile sociale, deci nu este un număr nișat pe o anumită specializare, este un număr cu adresabilitate generală, cu, ca la televiziune, nu cu AG, cu audiență generală. Deci este pentru programele de familie <laughs> numărul nou, nu e pentru 16+, plus, 18+. Plus. Deci nu sunt oameni de nișă, sunt oameni generaliști, Mas. de masă, da? dar în 2024 ei reușesc să fie investiți cu o formă de putere. Deci atât că vorbim despre un alt număr care are deschidere către funcții publice, către lumea politică. Cum a fost și patru. Da. Este un număr care are niște culoare de ascensiune și e foarte interesant pentru că aceste culoare de ascensiune pot să presupună pierderea altora și câștigul lor, deci s-ar putea, s-ar putea să piardă pe, să câștige ei pe mâna altora care pierd uh, și da, până la urmă știm că viața nu este ideală, nu este dreaptă, nu suntem în epoca romantică, ei doar sunt acolo și profită de niște oportunități. Nu? De exemplu, s-ar putea să cineva s-ar putea să obțină un post, o poziție, pentru că șefa a rămas gravidă și doi ani de zile lumea să acasă cu copilul și atunci e normal că se vacantează o poziție. Deci cumva universul cu dedicație creează un loc, creează un post, face lucrurile să se întâmplă în așa fel încât el să ajungă. Am avut numărul nou să ajungă exact acolo unde trebuia să ajungă. Am avut, apropo de politică, nu, am avut o doamnă în fruntea Senatului acum, nu știu, la, la fostele alegeri, pentru că, sau Camerei Deputaților, nu mi-amintesc exact, pentru că trebuia o reprezentantă de uh, sex feminin și exista o singură persoană calificată care întrunea toate condițiile în momentul acela, parcă era de la plus, uh, la USR plus. Așa. Și așa a ajuns doamna respectivă să fie în fruntea uh, forului cu pricina. E așa și acum. Numărul 9 uh, se trezește că este uh, calificat pentru postul deschis, da? Are toate cerințele îndeplinite pentru licitație. Și te trezești singur la concurs. Sau e ca și cum concursul se face special pentru tine. Și atunci, cum să nu te duci? Chit că, repet, cineva trebuie să piardă. Da? Sau, cum ziceam, cineva intră în concediu de maternitate sau doamne, doamne ferește pleacă de tot din lumea asta și, bineînțeles, se vacantează postul. Deci, universul conspiră, da? E un conspiraționist universul pentru cei cu vibrația nouă în 2024, conspiră ca ei să fie acolo unde alții nu mai pot să își păstreze locul. Deci ei urcă pe urmele unora care nu reușesc să se mențină acolo în uh, vârf. Uh, cum dau eu mereu exemplu cu gimnastica nu? așteptam întotdeauna să piardă rusul, să cadă de pe bârnă chinezoaicele și rusoaicele și americancele ca să câștigăm și câștigam mereu <laughs> așa așa deveneam și noi campion nu? Pe, întotdeauna ca să câștigi trebuie să ai și puțin noroc cum se spune, e, norocul nu-i ocolește pe cei cu vibrația nouă în 2024 Există însă, ca și la numărul 5, o conotație karmică ce vizează starea de sănătate. O atenție foarte mare pentru toți cei care au vibrația nașterii nouă în 2024, la orice fel de semnale pe care le trimite corpul, la orice fel de reacții fizice sau fiziologice care se declanșează brusc, pentru că există riscul unor afecțiuni acute care să se cronicizeze. deci orice fel de inflamație, orice fel de infecție, orice fel de viroză trebuie tratate cu foarte multă uh, atenție, pentru că uh, să nu uităm că 9 este un număr ridicat la putere, 3, 3 ori 3 egal 9, iar 8, 2024, este un număr ridicat la putere de 3 ori 2 ori 2 ori 2, este 2 la puterea 3. -a. Și atunci vorbim despre numere ridicate la putere, care ne arată că, din punct de vedere medical, situațiile pot să se escaladeze foarte rapid. Adică, de exemplu, te înțeapă albina și în două ore, pf, da, riști, uh, să dai în, cum se cheamă, apoplexie sau nu mai știu cum. Așa, uh, deci nu trebuie în neglijat niciun fel de avertisment. Da? Deci, la cea mai mică înțepătură sau cea mai mică infecție sau cea mai mică uh, febră, Numărul 9 riscă să își alerteze între corpul și să intre într-o stare uh, care să necesite intervenție medicală de urgență. Deci să nu se joace deloc cu sănătatea cei care au vibrația nașterii nouă în 2024, uh, mai ales că nici ei nu sunt dintre cei foarte conștiincioși, ei sunt niște neglijenți în general. Șoc -șo anafilactic. anafil, așa, șoc anafilactic. Da, Te-am lăsat să văd păi da, dacă da, îți găsești, dacă îți vine. Dacă... Da, o, și trecusem, da. și trecusem de, de moment, da. Mă, mintea făcea alte conexiuni. Știu, mi-am dat seama că te-am lăsat așa? un pic să te... Uh, apreciez, da. Uh, păi că poate îl găsești, și după aia mă zic că de, 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 de momentul, da. da. Nu mai eram acolo. Uh, numărul nouă, uh, um, are nevoie de foarte multe resurse, și e foarte, există o condiție pe care trebuie să o specificăm și lor. În 2024, o condiție de reușită, gândirea pe picior mare, adică ei trebuie să nu se mulțumească cu puțin, trebuie să aspire spre cea mai înaltă poziție, trebuie să țintească cât mai sus trebuie să lucreze la cel mai înalt nivel și trebuie să presteze orice fel de muncă ar face ei la, cu cea mai înaltă calitate posibilă. Deci ei trebuie să fie foarte buni, dacă nu chiar cei mai buni, indiferent ce ar face. Deci asta este condiția pentru noi, orice ar face să facă dumnezește de bine. Dacă vor să aibă succes. E, și Universul le va răsplăti fix această calitate a muncii. Deci energia pe care o pun în ceea ce fac. Deci calitatea, a ceea ce, calitatea lor umană Calitatea și calitatea profesională îi recomandă pe cei cu numărul 9 pentru o ascensiune, pentru o promovare. Și mai este încă ceva de menționat la vibrația nașterii 9 în 2024: puterea de regenerare. S-ar putea ca mulți dintre cei cu vibrația 9 să ajungă la uh, un punct 0, s-ar putea ca și numărul 1. Uh, da? Să fie în situația în care trebuie să o ia de la capă, să fie în situația în care renunță la ceva pentru a uh, se lansa în altă direcție. Deci, s-ar putea să existe acest V, această curbă, da? în uh, anul 2024, dar uh, știm că uh, nu ajungi în vârf decât dacă o iei de jos în sus, și foarte mulți dintre cei cu numărul nou vor accepta în 2024 că trebuie să o ia de la zero mai ales dacă vor să o ia pe un drum profesional, să pornească, să-și construiască o relație, o viață de familie, pentru orice trebuie făcut pași și corecții. Și atunci vibrația nașterii nouă trebuie să accepte că ei sunt în 2024 la poalele muntelui și că până în vârf ei trebuie să facă dovada unor calități pe care le au și pe care am și spus, dacă le manifestă la cel mai înalt nivel, ele îi vor propulsa în vârf, în top. Vor înfige steagul. Ce tare. Între timp să știi că mai mă notam una alta, da. că mai îmi veneau idei și mă gândeam acum, nu te-am anunțat dinainte, dar mă gândesc că ai putea face un top 3, așa, al uh, celor care vor câștiga cei mai mulți bani în 2024, în funcție de cifra destinului. Păi. Uh, uh, să spunem numărul 4 este foarte bine avantajat din acest da. punct de vedere, numărul 7 și numărul 9. Deci aceste numere vor fi cele mai avantajate din punct de vedere financiar, financiar mai ales că acolo avem și calitatea muncii și niște culoare favorabile de afirmare. 4, 7, 9, da? Da. Hmm. Interesant. Măcar unul din noi. <laughs> <laughs> nu, sau măcar, nu, dacă e soția... Păi, normal, măcar unul din exact, noi. Exact, da. Eu contribui, normal. Foarte frumos. Există cupluri care se căsătoresc în 2024. Cum e treaba asta? Cum o să le meargă cu căsătoria? Um... Nu știu dacă vreau și mai, div mai multe divorțuri decât în 2023. Oricum, sezonul ăsta de, de divorțuri intens a fost deschis de pandemie, că oamenii au fost strânși într-un borcan să trăiască unii cu alții ca să-și vadă limitele relațiilor. Dar aici, mă, ca să pot să răspund la întrebare, trebuie să mă folosesc puțin de informații din astrologie, pentru că suntem pe tranzitul nodului sud în semnul balanței, tot anul, ceea ce înseamnă că nu avem voie să, din punct de vedere energetic, nu avem voie să întreținem relații de dependență. Așadar, orice fel de relații de dependență tind să se rupă. Deci, mai ușor cu acele declarații de dragoste, nu poți să respiri fără tine, fără tine sunt... Uh, viața e pustiu. Da, viața da, e pustiu, da. da. O să te iubesc pentru totdeauna, că fără tine, adică fără banii tăi, nu pot să mă descurc. Uh, practic, uh, e vorba despre uh, o putere personală pe care fiecare trebuie să-și o, să o redescopere, și e vorba despre faptul că în 2024 sunt vulnerabile doar acele cupluri unde, într-adevăr, uh, starea de dependență se întemeiază pe anumite interese, de exemplu pe interesele materiale. Da? Deci când spunem nu poți să trăiești fără tine, egal nu poți să trăiești fără banii tăi sau fără beneficiile de pe urma ta. E, acolo vorbim despre niște uh, închieri de relații, despre dezamăgiri, despre trădări. Deci doar cuplurile uh, unde există niște atașamente nesănătoase, cum li se spune, sunt foarte vulnerabile. În rest, ceilalți ar trebui să își vadă de, de, de treaba lor Prospere. deci da, iată, concluzia este că vor, ar trebui să fie mai puține divorțuri sau separări sau scandaluri decât în 2023, nu știu ce va face presa, pentru că <laughs> nu va fi la prea multă nu nu va fi la fel de mizerie, la fel de multă mizerie pe piață ca de <laughs> obicei de, 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 de ciugulit dar dintre cei care nu sunt într-un cuplu foarte mulți vor conștientiza că le e foarte bine de capul lor. Prin urmare, foarte multe persoane singure se vor vindeca de singurătate în 2024, așadar se vor feri de drame de cuplu pentru că, ce să vezi, nu vor intra în de un cuplu. Prin urmare, ei nu se pot despărți pentru că n-au de cine, pentru că sunt singuri. Deci, doar o anumită categorie, iată, de relații este vulnerabilă în 2024 și este supusă, să spunem, unor... Teste teste care să arate adevărata natură a relației, adică oamenii vor vedea, oamenii aflați în cuplu, vor vedea uh, cu adevărat de ce stă partenerul cu ei. Da? Pentru unii, cum spuneam, nu poți să trăiești fără tine sau nu poți să trăiești fără banii tăi sau alții sunt, există cupluri cu dependență sexuală, nu se pot despărți pentru că da, le po povestești și la cufru. și la prieteni cu, sau doar... Uh, vo Acum la vorbeam strict, strict de cuplu, de cuplu da? Uh, poate să fie dependența emoțională, cum am zis, poate să fie dependența sexuală sau altfel de de dependență. Între prieteni nu vorbim despre separări spectaculoase pentru că acolo e o relație liber consimțită și nu vorbim despre o dependență. Prietenia presupune un grad mult mai mare de autonomie și de libertate decât viața de cuplu. -ai fi surprins. Dar, dar, dar există, da. dar există, stai, dar există într-adevăr și acolo o, o zonă de vulnerabilitate dată de uh, gelozie și de invidie. Pentru că știi uh, cât de periculoasă este gelozia între femei, între prietene? Da? De ce mm. ai stat cu aia și n-ai stat cu mine? De ce cu ea vorbești mai mult la telefon și cu mine mai puțin? Deci e foarte, e foarte periculoasă invidia și este foarte periculoasă gelozia în relațiile de prietenie sau un alt fel de relații, în relațiile profesionale, de exemplu. Mm. Deci doar acolo situațiile pot să degenereze. Spuneam că o să vorbim despre case, despre da. cifra, numărul de la casă, de fapt, numărul apartament. Pariuri. A nu, case de, lo case de locuit la numărul apartamentului sau da. la numărul casei. Ce scrie pe ușă? Deci hai să o luăm ca să fie sau foarte simplu. Există mai da, există sau la poartă pe ușă sau la poartă. Există foarte multe nu, nu foarte multe. Există două tehnici principale. Poți să cifrezi și uh, numele străzii, să adaugi etajul, să adaugi. E, prea mult. Așa, numărul scării și așa mai departe dacă stai la bloc. Dar cel mai simplu este să și cel mai practic este să faci socoteala după numărul pe care l-ai pe ușă sau pe poartă. Deci, numărul apartamentului sau numărul casei. Reamintesc că dacă avem două sau, trei. Da, două sau trei cifre, le adunăm între ele până când rezultatul este unul singur. Și, de asemenea, aveam să spun dacă avem, de exemplu, numărul, nu știu, avem Calea Florească, acolo am lucrat eu ani de zile, clădirea s-a desfințat lângă, lângă Mol, era Calea Florească 242-246. Le adun pe toate. Deci, da. adun toate cifrele. Și de asemenea, dacă, număr, dacă avem o, o structură alfanumerică, literele se cifrează. Da? Deci ai, de exemplu, 364 bis. b e 2, I-ul e 9, S-ul este 1. Da? Sau dacă ai numărul 365 B sau 365 D. D-ul este 4, deci cifrezi literele. De deci tot ceea ce scrie pe numărul de la pe, pe, pe tabliță sau în adresă se cifrează. Deci literele devin lot, unu, cifre. 2. nu. Dar <laughs> uh... la <laughs> 64 da, exact 64. Nu, ce e pe ușă? Deci doar ce pusau <laughs> la poartă. Da, ce scrie acolo? Unde vine poștașul, da? Deci fără fără loturi și așa, doar, doar dacă scrie pe poartă lotul, nu știu care da. Ca să nu era un cimitir mai mult decât <laughs> da. Suna ceva de cimitir, știi. Nu, <laughs> terenul Da, știu, 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 64. da, da, da. Da. Știu că și la noi în acte la fel scrie ceva cu lotul și așa, dar e un, an, un singur număr la poartă. Uh, Bun. Deci, dacă pentru, avem 1. Pentru cei care locuiesc la, în, în casă de vibrație 1, uh, să, e, e important de, de ținut cont că în 2024 ei trebuie să cultive energia focului. Prin urmare, trebuie să. N-ar fi rău să aducă, un, vorbim așa de un fel de Feng Shui numerologic, dacă vrei, că mi se pare foarte util, să te știi să acorde atenție corpurilor de iluminat, veioze becuri, să nu aibă becuri arse, becuri... Știi, știi cât de important este un Feng Shui? De exemplu, când vezi, dita mai firma, vezi pe o clădire că pâlp e o siglă luminoasă și becul de la o literă este stins scrie acolo, nu știu, zicem așa, ce, ceva generic, Coca-Cola da, sau așa, da. și l uh, nu, nu, este lumina noaptea. E un dezastru în Feng Shui, din punct de vedere, din punct de vedere la metafizicii chineze. Așa și la cei care stau în case. una aveți mare grijă la becul de la poartă, da? Degeaba ai lumină înăuntru, dacă omul când vine seara la tine, nu poate să aprindă, tu când vine omul la tine seara, nu poți să aprinzi becul în curte. Da, sau nu ți se aprinde becul de la, uh, de la ușă, de la intrare. Deci să fie de foarte atenți la... Aprendurii la... marketing ăsta, să fileze unde aia ca să atrage atenția. Da, dar dacă filează și se stinge... Am înțeles. S-a terminat. Se de deci să, se, să pâlpe, dar să nu se stingă de tot. Okay. Că asta e o mare problemă. Și am văzut de foarte multe ori stigle stinse, adică acolo erau literele moarte. Asta înseamnă și amputarea unei Vorbim și de Feng Shui acum, ca să da, știți. E, mă... da. Așa, zi... Așadar, un... e vorba despre, despre energia focului care trebuie cultivată, covoare roșii, perdele roșii sau tot ce ține de sfera roșu. O să mai vedem focul, pentru că sunt trei numere de foc în, în numele de europeană. Deci o mai face aceeași recomandare și la alte numere. Dar la unul, cu prioritate, e vorba despre cultivarea, cum am zis, a energiei roșii. nuanțe de roșu sunt și nuanțele de mov sau de roz. da O cuvertură roz. da, Deci faceți-le cadou, când vă în casa unu, faceți cadou ceva roz. Nu știu, inclusiv o cratiță roz, un bibelou roz sau cine știe. Deci totul trebuie să fie pe culori de, da. de foc. Uh, ce de exemplu, nu știu, o casuletă de mici? Că e carne roșie, nu? Adică, nu te duci cu mâna goală, oricum. Te duci cu. Cine vine mai te... Mare și galben, mai are și albastru mare. Uh, da, de, da, energia roșu, care, da, Așa noză. e pe roșu, roșu, roz, mov. Uh -huh. Bun. Uh, de asemenea, să spunem că este o casă unde în 2024 uh, pot să fie foarte mult ușile deschise, o casă care poate să primească foarte mulți oaspeți, e o casă care se poate umple de lume. Este o casă care poate să organizeze petreceri, care să găzduiască tot felul de reuniuni. Cei care locuiesc într-o casă, unul poate să-și facă prieteni, poate să primească lume multă, dar de asemenea pot să fie și destul de disponibili. Deci la casa unu te duci să ceri canea de zahăr, dacă ai rămas mm -hmm. în pană în 2024, și o să vedeți că cei care au numărul 1 pe ușă sau pe poartă, în 2024 simt nevoia să fie mai sociabil, mai orientați către ceilalți, mai deschiși cu vecinii, s-ar putea să fie activiști, s-ar putea să dea tonul unor acțiuni colective, să facă o propunere la comitetul de bloc, să se adune cu vecinii să repare strada sau să facă o petiție la primărie. Deci sunt foarte activi din punct de vedere social și adună pe ceilalți în jurul lor. Deci Casa 1 este un fel de centru pentru toți ceilalți. Eu mm. Casa, casa 2. 2. Deci indiferent câte cifre sunt, rezultatul sau litere, rezultatul da. final adunat trebuie să ne dea 2. Casa 2 este o casă care în 2024... Um, se află tot sub semnul uh, focului, deci din nou vorbim despre uh, foarte multă lumină, despre grija pentru corpurile de iluminat, achiziția de corpuri de iluminat și uh, culorile, nuanțele roșu, roz, mov violet care trebuie să predomine dar spre deosebire de uh, casa 1, casa 2 uh, uh, este o casă care cultivă individualismul Așadar, cei care locuiesc într-o casă 2 în 2024 își regăsesc uh, uh, centrul își regăs, se concentrează pe propriile priorități. Sunt mai individualiști, mai preocupați de sine, mai, mai ocupați, mai orientați cu treburile personale. Sunt mai puțin disponibili cei care locuiesc în casa 2 pentru vecini, pentru neamuri, pentru rude, pentru prieteni ei au treaba lor, ei au niște scopuri, au niște obiective. Deci Casa 2 în 2024 găzduiește oameni care se lansează în planuri, în proiecte, nu știu, pleacă la survival, nu poți să pleci toți la survival, nu că sunt locurile limitate, dar ideea este că își propun niște, niște ținte foarte înalte. Deci Casa 2 este foarte bună pentru cei care vor să își atingă niște scopuri, niște idealuri, niște vârfuri în anul acesta. De asemenea, să spunem că încurajează uh, inițiativa, este o casă în care locatarii încep ceva, pornesc la un drum uh, sau unde cei care locuiesc acolo pot să aibă curajul de a porni pe propriu. să-și dea demisia și să facă o afaceri, să devină liberi profesioniști, să-și facă un PFA, să-și facă firma lor, deci încurajează independența uh, inclusiv financiară și profesională. Așadar, vom vedea oameni independenți în casele 2. Mm, ce interesant! Și la 3? La 3 vom vedea o atmosferă de familie. Cei care locuiesc într-o casă 3 în 2024 vor avea nevoie să se înconjoare de familie. Ei poate organizează reuniuni de familie, poate participă la tot felul de evenimente de familie, poate... Cine știe, au parte de evenimente gen botezuri, nunți cu metri, nașteri, de deci se întâmplă lucruri în familie, și ei sunt gazde foarte bune. S-ar putea ca cei care stau la numărul 3 să îi preferă să primească oaspeți, adică să fie ei gazde, decât să se ducă pe la alții. E un fel de cuib, un cuib pentru, pentru alții. Cei care locuiesc în Casa 3 au grijă de alții în 2024, le oferă protecție, le oferă adăpost. Poate mai vine cineva să locuiască cu ei în casă, e ca și cum într-o casă, casele trei adună nevoiașii, o adună pe mama care are nevoie de asistență medicală, adună verișoara care vine să stea trei săptămâni pentru niște analize, o adună pe mătușa care vine din străinătate și stă patru luni și uite să mai plece, de deci casa 3 este o casă plină în 2024. Am încurcat -o. <laughs> Acolo ești tu? <laughs> Lasă că e bine că pleci tu. Da. Adică, nu te interesează. Nu, noi, vorbeam de, noi acum vorbim despre casă. Cei care rămân. Da, aia este treaba casei, nu mai e treaba. Dacă tu oricum nu ești acasă, da, deci faci loc. Da? Sau pleacă unul și vin doi, știi. <laughs> Depinde cine vine în locul tău. Este o casă care are nevoie de foarte multă energie de apă. Așadar, cromatic, nu strică să vedem nuanțe de negru și de albastru, cuvertură, pături, față de masă, da? deci pe nuanțe ori de albastru, ori de negru, că astea sunt culorile de apă. Și să mai spunem că este o casă unde trebuie să predomine foarte mult în 2024 sticla. Deci tot ce deci achizi achiziția de, de obiecte de decorațiuni din sticlă, masă de sticlă, uh, nu știu, veselă, pahare, da, cumpără niște seturi de pahare, da, sticlă, pentru că se uh, și oglinzi. Deci sticla și oglinzile și încă ceva. Este obligatoriu uh, când există o vibrație de apă în anul respectiv, permanent să fie geamurile uh, curate. Deci curățarea energetică se face prin cu, prin spălarea geamurilor și oglinzilor. Deci parcă te văd cocoțat da. <laughs> și tot timpul ștergând. La etajul da. 11, eu pe și... geamă. Păi, cobori pe cu da, de la da, 12, cu barda da. de alpinist, sigur. Sigur, sigur. Măcar oglinzile, da, deci permanent oglinzile să fie curate. Retrovizoare. Așa, cifra numărul 4. numărul 4 în 2024, deci casele 4 în 2024 mm -hmm. sunt uh, uh, deschise publicului, primesc de asemenea foarte multă lume, e un dute vino în casele astea. Casele 4 cer foarte multă energie de aer. De exemplu, e bine să-și pună cei care locuiesc într-o casă 4, să-și pună clopoței de vânt, să-și pună, nu știu, un baloane în curte, tot felul de obiecte care se mișcă sau niște perpetu mobile sau nu știu, fântână curgătoare, deci să existe foarte mult dinamism sau să existe copii care leargă tot timpul prin jurul casei. Rufe la uscat? Așa, exact, rufe la uscat să le bată vântul sau pur și simplu să se deschidă tot timpul geamurile astfel încât să fie, să fie curent. De asemenea, în casele 4, în 2024, e bine să se citească foarte mult, e bine să se învețe. Casele astea favorizează studiile, favorizează cunoașterea, favorizează copiii care dau examene, favorizează, cum s-ar zice academic, populația școlară. <laughs> da? Deci progresul vine prin, prin carte, prin studii sau prin documentare. Se ascultă, se ascultă foarte mult vorba lui Jorge, de exemplu, în casele 4, nu, oamenii își pun înregistrările <laughs> cu, cu podcastul, deci oamenii se cultivă în, în casele de vibrație 4, progresează prin cunoaștere. Deci e important ca acolo să existe o bibliotecă consistentă sau să existe suficientă tehnologie încât să existe acces la tot felul de informații care sunt disponibile pe internet. Sigur, cei care locuiesc în casa 4 trebuie să învețe să facă, să facă și o selecție, adică nu poți să digeri orice, oricând și să asculți pe oricine, pentru că de foarte multe ori pierzi timpul. Adică trebuie să, să își seteze niște obiective și niște priorități de, de studiu și trebuie să învețe să, să aleagă informația pe care și-o însușesc. Dar altfel este o casă în care um, um, locatarii uh, pot să aibă parte de experiențe interesante, pot să-și petreacă, încurajează vacanțele casa 4, așa că... Um, poate să fie o casă nelocuită în anumite perioade, pentru că toată lumea este plecată în diferite părți. Da. Deci oamenii care locuiesc în, într-o casă 4 se cam împrăștie anul acesta, fiecare cu treaba lui sau fac cu schimbul, eu plec într-o vacanță acum, tu pleci peste o lună, stau eu cu copiii, deci există foarte multă dinamică în casa 4. Iar în ceea ce privește culorile, să ne gândim la nuanțe de argintiu, la tot ce este satinat, la tot ceea ce este strălucitor, la tot ceea ce este lucios. Acestea sunt culorile care prind foarte bine Nos. în 2024. Casa cu numărul 5. Casa 5 este sub influența pământului în 2024. Asta înseamnă că cei care locuiesc într-o casă 5 au nevoie de elementul pământ la propriu. Elementul pământ înseamnă, din punct de vedere cromatic, înseamnă, de exemplu, maro sau galben, nuanțe de galben, mobilă galbenă, fotoliu galben. Sigur, nu în fiecare an schimb fotoliu, na, anul asta luăm roșul, la anul galben. Da, Dar există tapițele? Există tapi da, o Da, există există niște huse pentru scaune, există uh, uh, posibilitatea, nu știu, de a schimba, de pildă. Uh, uh, cănile în care bei, da, cafeaua, da, e un set de șase căni galbene. E foarte simplu să faci și asemenea acordaje. Uh, mai ales că te plictisești, nu, de la an. La an. Uh, deci, nu eram acum la casa... La cinci, la da. Cinci, da? Uh, pământul, cu, cu galbeni, păm A, așa, florile. Deci, mm. poate cei cu uh, casa de vibrație, cei care locuiesc într-o casă de vibrație 5 se gândesc să fie mai, mai bun grădinari, să aibă ghivece cu flori, deci elementul pământ să fie prezent la propriu, să aibă, nu știu, dacă, sunt, dacă au pisici, oricum au litieră, da? De, plante vii. Plantele vii sunt foarte importante pentru casă Cinci, da, un ficus, un leandru, ceva să fie mare. Plantele vii mari, de mari dimensiuni sunt foarte utile. Da, iuca, în fine. De să cultive în pământ, să-și bage mâinile în pământ sau cei care au vibrația, cei care au vibrația casei 5 și care locuiesc în casa 5 s-ar putea să simtă nevoia de contact cu natura. S-ar putea să-și dorească să se plimbe mai mult, să stea mai mult pe nisip, să stea cu picioarele desculțe, să stea prin curte, dacă e casă, să stea prin curte, să meargă mai mult la țară, deci este o casă care te trage anul acesta spre natură, la pământ. Da? La pământ te să vrei să... Pământ. Da, și nu sper că nu de tot. Doar, doar să rămâi deasupra, să rămâi cu picioarele pe pământ, nu îngropat, de. nu să te plantezi. Știi că în argou preoților așa se spune, când îngroapă mare cineva și îl îngroapă, ce am plantat, l-am plantat pe unul. deci vorbim despre a rămâne cu tălpile deasupra pământului, nu despre plantarea în pământ. Dar și asta este o idee foarte bună, când ai parte de energia pământului, poți de exemplu, nu știu, să te ocupi de tot ceea ce înseamnă uh, fond locativ sau proprietate, poți de exemplu să îți aduci aminte că ai loc de veci pe care trebuie să-l plătești sau pe care trebuie să-l cumperi și așa mai departe. Dar uh, trebuie spus că vibrația casei emite o anumită energie, nu se vorbește despre spiritul locului, nu spiritul casei sau dragonul sau șarpele casei, cum se spune în folclor, și locatarii trebuie să rezoneze cu el, adică nu poți să stai într-o casă cu care nu ai aceeași lungime de unde, este exact ca în compatibilitatea numerologică, da? deci trebuie să ai o anumită frecvență. De asta și tu ca locuitor al unei case de o anumită vibrație care într -un, în fiecare an își schimbă frecvența, trebuie să te adaptezi la frecvența casei respective ca să fii în continuare compatibil cu casa respectivă. Dacă nu ești compatibil, nu te mai simți bine în casa respectivă, te cerți cu partenerul și divorțezi pleci din casă sau te hotără să vinzi casa pentru că nu te mai regăsești în ea. Deci acestea sunt niște acordaje energetice pe care noi trebuie să le facem an de an cu spiritul casei respective și cu uh, evoluția energetică a uh, casei care este și a o entitate. Bun, revenim la... Uh, Casa 5 și la locatarii săi în 2024, vorbim despre oameni hotărâți care trebuie să locuiască acolo, dar care trebuie să îndeplinească o condiție. Casa 5 și are foarte multă ordine disciplină și curățenie. Așadar, să fiți pregătiți să eliminați toate scamele în orice moment, să periați ciucurii de la covoare, să aveți totul călcat, totul la dungă, totul așezat perfect în dulap, deci casele 5 în 2024 nu prea suportă decât locatari care sunt extraordinar de uh, atenți la toate detaliile și foarte foarte curați și disciplinați, deci n-are voie să stea farfuria nesprată în chiuvetă mai mult de trei zile. <laughs> ok, da, deci casa ordine 6. Ordine și curățenie vrea casa 5. Casa, casa 6 este mai uh, puțin pretențioasă decât casa 5. Deci casa 5 este printre cele mai pretențioase în 2000, 24. Casa 6 este, din potrivă, extrem de permisivă, mai ales că locatarii unei case 6 nu prea stau pe casă. <laughs> Pentru <laughs> că se pare că toată lumea are altă treabă. Casa 6 s-ar putea să servească de loc de, de loc de tranzit, locatarii s-ar putea să primească tot felul de sarcini în, în de, parte de casă, s-ar putea să primească, pornească în delegații, s-ar putea să stea plecat de luni până vineri, s-ar putea să stea la altă casă, s-ar putea să stea mai mult pe la țară. Așadar, casa 6 este o casă care uh, funcționează ca un loc de tranzit sau ca un motel în 2024. Unii vin, alții pleacă. Sau și dacă ai, de exemplu, un tânăr sau un adolescent uh, care locuiește în casă, te trezești că săptămâna asta este o iubită, săptămâna viitoare este altă iubită, peste alte două luni sunt trei iubite. <laughs> da? Deci tot timpul se modifică, se modifică oamenii care intră în casă și Permanent, permanență nu există. Adică, locatarii nu au parte de o stabilitate sau nimic nu este stabil. Deci, nu este o. Cei care locuiesc în Casă șase nu prea au un an în care se pot așeza la masă să zică, gata, facem nuntă, se așează copilul nostru, se așează băiatul nostru la casă. Nu, nu există așa ceva. Totul este fluctuant, totul se modifică. Și, cum spuneam, fețele se schimbă. Uh, vin, tot oameni, vin tot felul de oameni prin casă prietenii uh, deci este un fel de uh, dute vino, un talmeș-balmeș uh, în casa 6 în 2024 uh, energia acestei case va fi de uh, foc, tot de foc prin urmare din nou vorbim despre aceeași, același spectru cromatic uh, roșu, mov, violet, roz, portocaliu pe care e bine să-l vedem cât mai mult uh, pe preșuri, covoare, cuverturi perdele, etc. haine Uh, sau vorba ta, dacă nu se merge uh, o toaletă, poți să dărâm toată baia și să pui faianță portocalie de pil. dacă tot te apuci de o treabă. Și de asemenea, vorbim despre nevoia de a întreține energia focului, da? Pe lângă corpurile de luminat ne gândim și la surse de foc, lumânări, bețișoare parfumate, s-ar putea ca cei care locuiesc într-o casă șase, chiar se chiar să simtă nevoia. Tot timpul să aprinde lumânări, tot timpul să uh, ardă bețișoare sau, și nu știe, tot timpul să facă grătare mm. pe balcon, mai ales dacă stai la bloc, Da, e... ca să știe și vecinii. am să fac grătare pe balcon, dar <laughs> m-am oprit, că da, s au umplut blocul și n-am mai putut. Cifra șapte, casa șapte. Casa de vibrație 7 în 2024 este o casă uh, benefică, este o casă primitoare și este o casă care uh, găzduiește o energie de familie. Deci cei care locuiesc într-o casă de vibrație 7 în 2024 uh, pot să asiste la niște miracole pe alocuri, de exemplu la niște împăcări între rude. La o reconciliere istorică cu un părinte cu care n-ai vorbit de nu știu cât timp. Deci, Casele Șapte încurajează uh, atmosfera aceasta de regăsire, atmosfera de vindecare a arborului genealogic, Știi că e mare, la, la mare mod acum. Mm. Uh, vindecare a arborului genealogic, genealogia, transgenealogia, trans, etc., uh, transvestiții, nu, asta e altceva, nu? <laughs> fără asta. Deci tot ce este dincolo de, dincolo de dramele acestea de familie se poate uh, uh, curăța și vindeca în 2024 într-o casă șapte. De aceea, iată, cum spuneam, se pot așeza la masă nora și soacra care nu s-au înțeles până acum. Se pot așeza la masă tatăl și fiul care nu și-au vorbit de ani de zile. Deci este o casă care anunță un fel de... Uh, Minister al Diplomației, da? Deci este o casă foarte diplomată, încărcată cu energie diplomatică. O casă unde familia se poate extinde, în Casa 7 poate să apară un membru de familie, aici, într-adevăr, cineva poate să se căsătorească sau se poate întemeia o familie sau poate să apară un, un copil, poate să apară un nepot sau se poate vorbi despre o familie extinsă. Dacă este suficient spațiu, s-ar putea, cine știe, să coabiteze două familii anul acesta sau să vină un frate care intre la facultate sau să se mute o perioadă părinții cu tine ca să te ajute să crești copilul sau să-ți iei o bună internă. Deci e vorba despre mai multe persoane care vin și întregesc familia. Deci familia devine din ce în ce mai extinsă într-o casă de 7, ce? 7 de, fond de, apă, de ce? Este o casă de apă. De apă. Și da? nu... De asta este o casă emoțională, cu evenimente care te ating la suflet, cu reconciliere, cu. Culoare albastru. Uh, uh, da, albastru și, negru, albastru, albastru și negru. În 2024. Și, de asemenea, uh, să ne gândim la elementul apă. Apropo, dacă nu-i dai casă, elementul pe care îl cere și le-a singura, adică te poți inunda, de exemplu. Hmm. Da? Dacă nu reciclezi suficient apă, de asta e important să ai vase cu flori să ai oglinzi, cum spuneam, curățate, să ai sticlă în casă, adică obiecte de, de apă, pentru că altfel, repet, casa și-a singură apă. Da? Deci riscul de, de inundații în 2024 este în casele de vibrație uh, 7 și în casele de vibrație uh, 3. Deci casele 3 și 7 sunt supuse riscurile de, 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 riscurile de inundație. Da. De asta trebuie foarte mare atenție la calorifere, la centrală, la uh, apa care nu trebuie uitată, deschisă. Trei tot apă era, nu? Da. Ok. Trecem la casa 8. Uh, trecem la casa 8, că nu ne mai place ce vorbim. <laughs> <Ne laughs> Despre, și sperii momentul, oamenii, așa. -i și momentul penibil. I-am spus doar avetismente, bun, da? Deci, așa. deci permanent trebuie să-i du soției flori. Bun, de de și unde asta vei în... fi? Vei A, Din Dominicană. Uh, un contract bun. cu o florerie, da? Da, e și asta o... Da, și o să zic, vai de mine, dar s-a stricat sau să se strice iară flotorul sau să se strice, nu știu ce, robinet și Iarăși o să o sun pe soție să-i spui iubita mea, știu de ce se întâmplă, ai uitat să schimbi apa la flori. Da. Hai să <laughs> vedem casa 8. Casa 8 este o casă care în 2024 uh, anunță foarte mult dinamism, găzduiește la fel... Uh, locatari care cresc socioprofesional, deci cine locuiește într-o casă 8 are o anumită deschidere socială și o anumită aplecare spre posturi de putere, spre funcții, spre statut social, spre imagine publică. Deci dacă vrei să, nu știu, să îți crești salariul sau să devii șef sau să fii votat în 2024, n-ar fi rău să te muți într-o casă de vibrație 8, 8, mai ales că este o vibrație a anului tot 8. De asemenea, să spunem că exercițiile fizice sunt, încurajate în casă, mai ales cei care alergă, cei care au apar. Nu e rău să ai un, un stepper, un aparat de făcut, trebuie să te miști. Deci orice fel de mișcare sau și dacă ai curte, grădină, să dai acolo cu sapa, să te miști. Deci permanent mai 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 trebuie să faci ceva nu este o casă statică. Este o casă care cere foarte multă energie dinamică, așa că știi reclamea cu struțul. Dar la cei care locuiesc într-o casă 8 trebuie să se ia la întrecere cu struțul pe stradă în 2024, deci tot timpul să, să, să fie în, și ca și culori. Da, în mișcare. Culori, nuanțele tot așa, nuanțele cu sclipici, nuanțele satinate, nuanțele sau nuanțele de gri gri și alb, griul și albul funcționează foarte bine uh, pentru casele 8 în 2024. Crom, chestie. Uh -huh. Da. Și tot ce pare uh, platinat, deci nu mat. Uh, de asemenea, să mai spunem că uh, în 2024 notez ce, să știi. Da, aici. cei care locuiesc într o casă 8 uh, au uh, foarte mare deschidere spre credință și spre spiritualitate și spre lumea nevăzută și spre informațiile care țin de o cunoaștere ezoterică. Deci ar putea să asistăm la fel la oameni care se trezesc spiritual în case opt, la oameni care apelează la anumiți specialiști pe care nu i-ar fi luat în calcul, care merg la psiholog, care se apucă să citească literatură de specialitate spirituală, deci, oameni care își dezvoltă alte preocupări dincolo de ceea ce au făcut până acum. Deci, în Casele 8, oamenii capătă o nouă perspectivă asupra vieții și uh, reușesc să vadă ceva ce nu uh, luau în calcul până acum sau ceva ce subestimau sau chiar disprețuiau. Ce interesant. Casa cu numărul 9 și ultima, iar apoi. Uh... Ne mutăm! <laughs> Casa cu vibrație nouă în 2024 este o casă care încurajează de asemenea ascensiunea socială, progresul, dar și reinventarea personală. Într-o casă nouă, practic, nu prea poți să mergi pe același drum în 2024. Oamenii se cam reinventează cei care locuiesc într-o casă nouă. Sunt într-un punct în care. Se termină un stil de viață și începe altceva Deci ceva stă să se încheie și altceva stă să iasă la suprafață Deci este momentul acela dintre, din, din zori În care nu mai e nici întuneric total, dar încă nu se vede soarele Cam așa trăiesc cei care locuiesc într-o casă de vibrație nouă în 2024 Ei se pregătesc pentru, pentru un început Ei se pregătesc să o ia de la zero, să o ia de la capăt Deci este un an de reinventare personală, este un an de transformare pentru toți cei care au numărul 9 pe ușă sau la poartă, ca să atragă spiritele favorabile, e important să țină cont de faptul că energia pe care trebuie să o cultive anul acesta este o energie de pământ. Așadar, la fel, revenim la plante în ghiveci, pământ, arbuși pe care să-i aibă în casă, contact cât mai, mai des cu natura, e bine să meargă cât mai des, se prime prin parc, dacă n-au unde să se ducă la țară, să dea cu sapa, să îngrijească flori. Culorii, am spus, galben și la pământ, culori galben și uh, maro. Uh, merge și auriu, nu? Merge și auriu, sigur că da. Uh, oricum este o casă care trebuie să atragă atenția prin ceva. Uh, e o casă care predispune la importanță, dar uh, mulți dintre cei care uh, locuiesc într-o casă nouă o să vedem că sunt aplicați, de exemplu, spre aroganță, spre prea plin de sine sau spre lăcomie. Asta ne place mai uh, puțin, deci e bine să uh, conștientizeze cei care locuiesc într-o casă nouă că pot să dobândească anumite excese și mai ales dacă sunt într-o poziție de putere, s-ar putea să o folosească într-un mod abuziv, deci cei sunt predispuși la abuzuri știi că de foarte multe ori Dumnezeu îți dă putere ca să sau cum îi dă omului putere ca să vedem cu toții ce știe să facă cu ea cam la fel se va întâmpla și cu cei care locuiesc într-o casă nouă mulți dintre cei care locuiesc într-o casă nouă vor avea niște teste de putere și atunci de foarte multe ori puterea se poate întoarce împotriva lor sau poate să fie vorba acolo despre conflicte de putere, ciocniri de putere, fie se poate ajunge la o competiție între soți și soție, fie se poate ajunge la lupte de putere între părinți și copii. Și acolo se pot disputa niște meciuri care pe care, dacă locatarii nu reușesc să uh, cum să, zi, să se acordeze pe un anume nivel de conștiință mai înalt. Deci în casele de vibrație nouă, fie uh, se ajunge la conflicte și la neînțelegeri lumești, să zicem, din cauza banilor, din cauza controlului, din cauza rebeliunii facțiunii tinere. Așa, fie se ajunge la foarte multă înțelepciune, la discuții mature, acolo unde locatarii sunt persoane care au o anumită deschidere spirituală. Deci, în casa nouă, e liniște doar dacă există și această deschidere către celălalt și această, să spunem, uh, uh, sau acest exercițiu spiritual în casă. Deci oamenii care sunt aplicați fie spre biserică, da, spre credință, spre astrologie, spre lumea nevăzută, într-o casă nouă se pot simți foarte bine. Ceilalți pot să treacă în niște uh, patim sau în niște abuzuri, dar, cum spuneam, cultivarea energiei pământ ajută la echilibrarea energiei în casă. Așa că, nu știu, e o an, basculantă de pământ în, <laughs> în sufragerie poate să rezolve orice problemă. Vă mulțumesc foarte mult, Valeriu, a fost o plăcere astăzi, am învățat multe, am ascultat cu drag. Dragilor, lăsați-ne un comentariu, dați un share la video, trimiteți-le prietenilor să vadă și ei vorba aia, în ce casă stau, da, în și ce... Pentru... ce pentru livrarea basculantelor de vă las contactul. Uite un exemplu de afacere, da, pentru 2024. Corect. În scop de feng shui. Mulțumesc că am fost aici. Avem un an senzațional. Da, doamna este un 2024 fabulos. Capul sus, nasul jos, vă promit.